câteodată prietenii nu sunt prieteni. Oamenii care crezi tu că sunt prieteni în libertate s-ar putea să nu mai fie prieteni cu tine după ce ai probleme cu legea. Mi s-a întâmplat când eram pe arestul central, na, muream de foame de la mâncarea aia sățioasă și copioasă și mi-am sunat un prieten să, dacă poate să-mi aducă ceva de mâncare acolo. Na, părinții mei erau în mangal, i-a durat mai mult să vină. Omul când a văzut că îl sunt de pe telefonul pe intențiarului, mi-a dat bloc peste tot și pe Facebook, și pe Instagram, și pe WhatsApp, absolut peste tot. Și a închis telefonul pentru că el s-a speriat că gata are poliția în numele meu. Omul, omul doar consuma droguri, nu vindea asta sau ceva. Mai fuma un cui, mai făcea câte ceva. Dar de unde știa că e numărul penitenciarului, ce scrie, 07. I-am spus eu că sunt arestat a, și că așa. trebuie să vină la mine să-mi aducă de mâncare. Și ai păi, tu, mă sunt din pușcărie, acum da. Și te-a închis mi-a dat vlog pe Facebook și pe Instagram și pe WhatsApp și am luat, dar eu nici măcar n-am acces, eu te pe telefon fix, nici măcar n-am acces la Facebook și Instagram și WhatsApp. Salutare și bine ați revenit la Mintea lui Tetelu. Astăzi vom discuta un subiect complicat. Viața în penitenciar, dar văzută din partea cealaltă. Săptămâna trecută am vorbit cu cineva care reprezenta conducerea penitenciarelor din România și astăzi vorbim cu cineva care, și acum, baboi, cu cineva care a trecut pe acolo, Vlad. Da, pe mine mă cheamă Vlad Bilț, ca să, bine, nu mă mai uit în cameră, hai că mă uit la tine. Și în urmă cu 2 ani, deci undeva în 2020, am avut niște probleme cu legea și am zis hai să le clarific undeva. În primul rând, ca să înțeleagă lumea cum este legea în România și poate o să învețe cineva ceva din asta, și în al doilea rând, uh, pentru că nu am fost de acord cu ce a spus acea persoană din conducea penitenciarului despre cât de gustoasă e mâncarea și ce condiții au deținuții și toate cele, pentru că după aia se propagă asta și în opinia publică și zice cineva mai dă naibii de oameni închiși că au mâncare la pușcărie și să le dea Dumnezeu să aibă parte de mâncarea la pușcărie dacă tot zic că e mâncare bună acolo. Comentariul a fost că ia uite ce viață bună, mă mut eu acolo în loc de ce am eu aici. Hai să începem cu începutul. Cum ai ajuns acolo? Pentru că și aici e o discuție întreagă. A ajuns acolo pentru că Uh, pentru că droguri, în primul rând, mi-am ajutat un prieten cu undeva la 0,6 de cocaină, de cox. 0,6 grame, da? Da. 0,6 deci grame. De puțin peste jumătate dintr-un gram. Da. Un gram care e cantitatea în care se în general cumpără oamenii. Da. Și pentru 0,6 grame, ce s-a întâmplat? Cum da. ai fost prins? Aici, aici trebuie sublinatul lucru, lumea nu înțelege că nu există cantități minime pentru uh, trafic de droguri, că ei se gândesc că doar de, după 10 grame e trafic sau ceva, orice, absolut orice cantitate e uh, considerată trafic. Și cum m-au prins? Păi știi cum e aia că facea de bine e futere de mamă gen? Uh, prietenul te Ghilimele care m-a rugat să îl ajut, el avea niște probleme cu legea și voia să-și pe pedeapsa la jumătate. A, deci, practic tu ai intrat în această morișcă a condamnărilor care se micșorează dacă mai aduci pe cineva în schemă. Dar tu de ce? Era așa important? Sau pur și simplu e bine să fie un număr cât mai mare de oameni să pară că se face treabă? La... Se pare că se face treabă și asta e, asta e important pentru că niciodată nu o să se laude nimeni cu jumătate, că au capturat jumătate de gram. Dicotul mereu se laudă că au capturat o tonă, sute de grame, o uh, chile, mai știu eu ce. Dar adevărul e că ăla sunt doar vârful icebergului, ceea ce este foarte mult în adâncime. Sunt niște cantități de alea foarte mici și derizorii, jumătate de gram, un gram și se agață cu dinții de astea ca să poată să se ducă mai sus să vadă, dar de unde ai la tu jumătatea aia de gram, oare nu de la cineva care poate cine știe are 5 grame, să zicem. Deci practic tu ai ajuns, ai fost arestat și ai stat în arest, ai stat și în pușcărie, ai fost și condamnat cu scopul de a turna și tu mai departe? Da, da, cam asta, se întâmplă, cam asta se întâmplă cu toată lumea și se întâmplă să nu le pese niciodată de cantitate. Dacă mai ții minte acum câțiva ani, era cazul ăla cu chelul care tot așa i-a dat unii pietre, nu știu, 0,7 grame de iarbă, ceva de genul 0,6 și i-au dat 2 ani cu suspendare și l-au trimis undeva în breaza să dea cu sapa la câmp. Și tu cum ai fost prins? Păi... Descrie-ne situația, adică în ce a constat, să zicem, acțiunea aceasta a Ca să ne dăm seama ce, ce, se întâmplă cu un om care are o cantitate mică, cum ai fost și unde s-a întâmplat, să zicem, această acțiune? Păi de obicei l-a pe, -a pe prietenul ăla și l-a face un flagrant pe Cum l-ai ajutat? În sensul că trebuia să-i transporti sau erați împreună? Povestește-ne cum s-a întâmplat, adică cum ai ajuns în această situație, în ce sens el te-a pus să faci această treabă? De obicei te întreabă un prieten dacă poți să îl ajuți. Adică să-i aduci. Da, că el nu are de unde și tu dacă cunoști pe cineva, de obicei persoana respectivă pe care tu o cunoști nu are încredere în prietenul, în prietenul ăla și trebuie tu să îi faci rost. Asta, asta este da, cum s-a întâmplat. Și tu ai făcut rost pentru el? Da, da. De 0,6, el ți-a zis o cantitate anume sau te-a lăsat pe tine să. El voia aduci un, cât crezi tu? El voia un gram și ideea este că așa sunt majoritatea oamenilor care ajung în pușcărie pentru că trebuie subliniat lucrul acesta. Uh, ideea cu societatea românească E că societatea românească nu este o societate neapărat lipsită de umanitate sau de empatie, doar că se promovează cazuri foarte grave când oamenii uh, comit crime violează pe cineva, fură sute de milioane ca la politicieni, dar eu când am ajuns pe arest pe secția 15 și apoi pe arestul central, aproape jumătate din oameni erau pentru droguri acolo, nu erau că au furat zeci de milioane sau că au omorât două fete în Caracal sau pentru alte lucruri. Și droguri însemnând aceste cantități mici, nu? Da, da. Și n-a venit cineva să susțină, domnule, nu este o cantitate importantă. Este un copil care a greșit, care are sub un gram. Legea nu prevede lucrul acesta. Nu este ca la legea la evaziune fiscală să spună că dacă faci evaziune fiscală până într-o anumită sumă plătești amendă penală și aia e tot sau nu se consideră că nu există prejudiciu. Nu este așa și nu zice nicăieri legea că peste 10 grame e trafic, altfel nu e. Sau dacă deții sub un gram nu te duce nimeni la pușcărie. Nu este, nu, nu sunt pregătite da. plafoane, ca la, nu știu, lovituri, că dacă o persoană are atâtea zile de îngrijire medicală, se dă pe deapsa asta, dacă se, dacă are mai multe zile, dacă nu are nicio zi de îngrijire medicală, se dă pe deapsa aceasta. Nu există aceste criterii sau aceste trepte. Da, dar cine te-a apărat? Ai avut apărător din oficiu? Sau... Am avut avocat. Ai avut avocat. Da. Și nu a fost invocată cantitatea să spunem, domnule, nu este relevantă pentru e o greșeală, a greșit. Nu a fost luat în considerare acest argument? Care era o cantitate, adică dacă te vedeam cu un săculeț de cocaină, da. Nu, pentru că legea nu prevede o cantitate minimă de la care, nu știu, se poate renunța la urmărirea penală sau poți să nu-ți iei pedeapsa. Legea prevede o încadare penală. Pentru cocaină e între 5 și 12 ani. Faptul că ai o cantitate foarte mică, poate nu o să iei 12 ani ca e o cantitate mică, dar nu-ți garantează nimeni că nu o să iei nicio pedeapsă ca ai o cantitate mică. Da, dar în justiție legea se interpretează. Adică Întotdeauna există și o gândire, nu este ca la matematică. Domnule, există și o gândire în spate care îi dă dreptul judecătorului să dea o pedapsă mai mică sau să găsească o altă soluție. Nu este obligat. Dacă există o argumentație bună el poate poate interpreta legea în sensul pozitiv, adică în favoarea, să zicem, a inculpatului. Dar în cazul tău să înțeleg că nu s-a întâmplat. Nu, pentru care a fost poziția judecătorului? Legea prevede niște, niște articole în care poți să fie ajutat sau nu. Si, da, băi. Eu? Uite, uite l-am dat mai aproape de masă. Legea prevede niște articole cu care poate să te ajute judecătorul, nu poate să te ajute ca așa vrea el că s-a noaptea. De exemplu, dacă deții iarbă pentru consum propriu, ai pedepsa închisorii la 3 luni la 2 ani sau amenda penală. Și judecătorul poate să-ți dea amenda penală pentru că prevede articolul de lege asta. La trafic de cox nu există sau amenda penală. Judecătorul nu poate să-ți dea sau amenda penală că a fost jumătate de gram de cox. La fel și cu renunțarea la urmărirea penală. Se poate renunța la urmărirea penală când maximul pedepsei este de 7 ani la Cox maximul pedepsă este de 12 ani. Legea nu permite să se renunțe la urmărirea penală chiar dacă este 0,6 grame de Cox. Și în cazul tău verdictul a fost care? Ce condamnare ai primit? Am primit un an și șase luni cu suspendare, muncă în folosul comunității și să frecventez un curs de reintegrare socială. Dar tu ai făcut două luni de închisoare. Da. da. Asta în ce perioadă, în ce etapă a procesului și unde în februarie atabă? 2020, când m-au arestat, pentru că nu am vrut să colaborez cu, cu organele în acea perioadă, și m-au uh, trimis la închisoare. Eu spuneam eu că o să stau la audier și atâta, am stat două. Am Asta stat crede ta? Da, nu? da. Și na, am stat mai mult în tabără și <gri> am stat din februarie 2020 până în aprilie 2020, era o perioadă foarte grea atunci, pentru că era pandemia. Începuse pandemia, era toată lumea sperată cu pandemia, nu se mai primeau vizite, nu se mai primeau pachete, nu-ți vedea familia. Uh, și na, singurul lucru amuzant, mă uitam la televizor și spuneau la televizor că e pandemie, e COVID, vă rugăm să nu ieșiți din case. Și eu atunci eram arestat și am la modul stați liniștiți, că oricum nu am, cum, am cum să ieși din casă de aici. Da. Și cum ai trăit aceste două luni? Hai să vorbim despre condițiile pe care le-ai avut un penitenciar. Um, okay, Asta condițiile. în legătură cu discuția da, da. de la podcastul pe care l-am avut da. eu cu domnul Dorobanțu. Da, ce vrei să știi? Condițiile din penitenciar. În primul rând, mâncarea nu este nici gustoasă și nu este, nu este nici sățioasă. Micul dejun la penitenciar sunt patru biscuiți, cu gem, patru biscuiți și o lingură de gem. Ăsta e micul dejun la penitenciar ca să înțelegi de ce pierde România milioane de euro la CEDO în fiecare an pentru condițiile alea minunate de detenție. Acești patru biscuiți cu o lingură de gem sunt micul dejun care să-ți dea putere după aia să te duci să lucrezi pentru penitenciar. Dacă el îți oferă loc de muncă. Eu când am stat două luni arestat, am vrut să am un loc de muncă să muncesc și mi-au zis că nu există loc de muncă nici pe secția 15, nici pe, nici pe arestul central. Apropo de societatea care spune, dai, naibii de reținut, să meargă la muncă, să nu mai stea să se uite la televizor. Eu sunt perfect de acord, dar nu mi-au dat loc de muncă. Și acum să trecem la prânz. Așa, zine. Prânzul. Meniul. Deci, meniul la prânz orez îndoit cu apă, pentru că se fură din mâncare și din orez. Varza era cea mai toxică mâncare. Lumea o arunca la, la baie, la gunoi, oriunde era tăiată foarte mare, puțea testica la stomac. Dacă nu se dădea varză, se dădea un ghiveci de legume, care este un ghiveci între ghirimele, sunt doi cartofi puși într-o farfurie cu zeamă și niște urme de morcov pe acolo. Și seara la ora 5 sunt un fel de paste fundițe foarte puține, cu niște urme de brânză, adică sub 20 de grame de brânză, foarte puțină brânză, nu ai destule proteine acolo. Carnea la pușcărie e motiv de sărbătoare pentru că se dă doar de sărbătoare. Am mâncat drop de Paște, un pătrat de la mic de drop și, nu știu, de ziua poții române, un, tot așa un pătrat de la de musaca. Aia era carnea la pârnaie. În rest nu se dă carne, se dă doar mâncare de asta ca să, ca să mor de foame. Dacă te culci pe la 10-11 noaptea, Na, ți se face foame la un moment dat, erau oamenii de la camera 1, eu eram la camera 8 și strigau pe geam acolo camera 8, camera 8, bă, și nouă niște pâine, de unde să le dau pâine, că și mie îmi trebuia pâinea aia. Pâinea e cam cea mai să sățioasă mâncare la penitenciar, pâinea aia de un leu și vine la masa de prânz și te să ții de pâinea aia toată ziua și seara, că dacă ți se face foame seara, nu mai poți să adormi de foame. Și dimineața vin patru biscuiți cu o lingură de gem. Să vorbim un pic de secțiile astea unde ai fost tu arondat. De da. Ce înseamnă secția 15? Ce înseamnă secția centrală? Secția 15 secția 15 de poliție din Berceni, de pe Emil Racoviță. Okay. Și jos, la subsol, se numește Centrul de Reținere și Ares Preventiv numărul 8. E dedicată care se afla în situația ta, Da. adică da. de uh, traficanți... Cu... Nu, da. nu e, e un centru de reținere și arest preventiv Când ești arestat preventiv prima oară Nu te duce la penitenciar Trebuie să continui cercetările Poți să stai maxim șase luni pe uh, centru de reținere și arest preventiv Înainte să ajungi pe secția aceea la penitenciar Și tu ai sărbătorit ziua poliției în penitenciar Da Cum a fost ziua poliției în penitenciar? <laughs> Ce puteam să le spun la mulți ani Mai continuați, mai continuați dar cum a fost. Adică... Am sărbătorit mai multe lucruri. Am sărbătorit și ziua mea în penitenciar, și Paștele, în două luni. Au fost câteva evenimente acolo. Cum ai relaționat cu familia în perioada aceasta? Mai greu pentru că nu se primeau vizite, uh, și am relaționat cu familia cumpărând cartele de telefon la 60 de lei, cartela cu 60 de minute. Pentru cine întreabă dacă există telefoane în pe penitenciar, da. sunt telefoane fixe ori pe hol, ori înăuntru. O cartelă costă 60 de lei. Pentru 60 de minute de vorbit, de sunat. Ok? Nu este ca în libertate când îți iei un abonament la, la o firmă de telefonie mobilă, și cu 30-40 de lei ai tu minute nelimitate și SMS-uri și voce și mai știu eu ce. Deci, de câte ori poți vorbi pe săptămână? Te scotea de 3 ori, undeva la o oră pe zi, ceva de genul. Important este că era foarte scump. Ok, părinții mei erau în Mangalia, eu eram arestat la București, uh, erau sute de kilometri, ei nu puteau să-i parcurgă, să vină mereu la vizită și trebuia să sun. și într-o oră se terminau 60 de lei și după aia trebuiau să vină alți bani, ăsta e paradoxul la închisoare, sunt oameni care poate nu aveau ce să mănânce afară și se duc înăuntru unde 60 de lei ora. Sau sunt oameni care nu aveau ce să mănânce în afară și se duc înăuntru unde prețurile la magazinul penitenciarului sunt de trei ori mai mari decât în libertate. Și firește că mâncarea nu te satură, pentru că dacă te-ar sătura, de ce ai mai cumpăra lucruri de la magazinul penitenciarului? Dacă tot ar fi mâncarea atât de bună și gustoasă, ce sens ar mai avea? Deci tu zici că e o legătură între da. mâncarea care ți este servită și magazinul din penitenciar. Sigur că da, sunt afaceri. Și cineva zici că profită pentru că intenționați să dăm mâncarea proastă, zici tu. Da, ca să iei alta mai scumpă de trei ori decât în libertate. Și tu ce-ți luai, de exemplu? Păi, um, pe... Pe, eu n-am ajuns pe penitenciar, eu am ajuns pe arestul central și pe secția 15 și acolo se făceau cumpărături de la magazine din apropiere, de la Carrefour, de la Mega Image, de la celelalte magazine. Dar când ajungi pe Rahova sau pe alte penitenciare, ai doar magazinul penitenciarului, nu-ți mai face nimeni cumpărături de la Mega Image. Și cine îți făcea cumpărături de la... Poliția, se ducea și făceau cumpărături și ți-aduceau cumpărăturile în cameră. Adică era ca un fel de comandă Aveai dreptul la cumpărături o dată pe odată pe lună sau ceva de genul. O dată pe lună. Da. Și atunci acest serviciu îl făceau polițiștii, zici tu. Da. Și mă, adică se duceau la magazin, tu dădeai o listă sau cum? Da, îți dădeau o listă, bifai acolo ceva, vrei, vreau biscuiți, vreau aia, vreau aia și ți-aduceau. Și ți-a întâmplat de două ori, bănuiesc. Ce anume? Să meargă să cumpere da. Da. de la magazin. Da. Îți aduce aminte ce ai primit? Ce ai comandat? Uh, mâncare. Puteai să-ți iei mâncare de la magazin, nu puteai să-ți iei ce nu te gândeai că puteai să-ți iei băutură de la Mega Image, cu, cu trimiteai poliția să-ți aducă. Era greu, dacă nu-ți aducea familia ce aveai nevoie, nu puteai să cumperi totul de la Mega Image. De exemplu, să trebuia o unghieră, nu poți să cumperi unghieră de la Mega Image, ceilalți deținuți nu-ți vând o unghieră, că e unghiera lor. Nu ai cu ce să stai unghiile. Și la tine de câte ori au venit părinții? De, de, odată. O dată. Da. Da. Păi erau cauza din Mar pandemiei. Și din, din cauza începam. pandemiei, că nu se primeau vizite și că erau departe. Erau 250 de kilometri. Și în general, că mă întrebai pe ce dădeam banii, păi dădeam banii pe cartelele alea, că erau o oră 60 de lei, 180 de lei se duceau pe trei cartele, cumpăram mai întâi cartelele alea scumpe și de-avea după aia ce rămânea se ducea pe mâncare, pentru că nu-mi doream să nu știu, să pierd legătura cu libertatea sau cu realitatea, ca să spunem așa, și atunci dădeam banii pe cartele ca să vorbesc cu oamenii din libertate. Avocatul, ce ți-a spus legat de șansele tale, șansele procesului? Ce te -a, cum te-a pregătit? Cum ți-a zis? O să iei doi ani, o să scapi, o să... Adică, cum a comunicat el cu tine? E importantă conduita pe care o ai în timpul procesului penal, adică dacă ajungi din a... Din arest, în nu știu, în libertate, în, în control judiciar, să spunem, poți să-ți găsești un loc de muncă, să fii un om ok, să-l arăți că te-ai lăsat de droguri, să faci alte lucruri ca să pare că ai șanse să te reintegrezi în societate. Și tu cum ai relaționat, să zic, cu companiile care ar fi putut să te angajeze? te angajează, depinde ce joburi ți că dacă ți iei job de săpător la șanțuri, ăia o să-ți ceară cazierul pentru așa ceva. Dacă vrei să te angajezi la corporație, nu-ți cere nimeni cazierul. Deci, practic, e invers. Dacă vrei să te duci într-o un o muncă de jos, da. mai degrabă te caută acolo. Da, da, pentru că majoritatea scut, oamenilor de acolo au cazier și se așteaptă la asta. Și încearcă să, nu știu, ce fi mintea lor, adică să evite, nu știu... Să evite prea mult cazier la locul de muncă. Eu știu, unul dacă fură, altul dă în cap, altul bate, altul face alte lucruri, poate nu vor. Și neapărat. dacă ai cazier. Sau asta e în mintea lor, repet, majoritatea oamenilor nu sunt neapărat violenți sau hoți sau alte lucruri. Sunt oameni care vin pentru lucruri mărunte. Era un băiat parestu central care uh, nu avea bani de droguri și când îi dispăreau banii de droguri, mai dispărea câte o bicicletă din blocul vecin. Și asta era practica lui. Da, da, și mereu, mereu primea câte un an sau ceva de genul de închisoare și după aia se ducea în libertate și mai dispărea câte o bicicletă și se mai întorcea, și, dar bicicletele nu se mai întorceau. Păi asta și pentru că nu își găsesc un loc de muncă. Da, da. Și asta e problema principală. Clar. Tu ai încercat să aprij la joburi? Da, am avut și... job de când, de când am ieșit din arest până acum am avut job mereu. Unde ai avut job? am avut la corporații la Vodafone, la Webhelp, am făcut și stand-up comedy după muncă, am avut show-uri de stand-up comedy. Am, am, fost la, am Ai Umor, am depus și probă la dosar la, la instanță că am fost la Ai Umor, că am participat și în reclame să vadă că sunt integrat în societate. Deci n-ai avut totuși probleme cu angajarea cât timp în aceste domenii lumea nu a fost atât de interesată de, să zic, acest trecut judiciar cât cât timp tu arăți ca orice persoană care își dorește să, să muncească da, și da. chiar ai și muncit. Da. Hai să vorbim de colegii tăi. Ce colegi avea acolo? În primul rând, hai să vorbim despre oamenii din libertate. O Lumea trebuie să știe pentru că că prietenii nu sunt prieteni. Oamenii care crezi tu că sunt prieteni în libertate s-ar putea să nu mai fie prieteni cu tine după ce ai probleme cu legea. Mi s-a întâmplat când Cine. eram pe arestul central, Na, muream de foame de la mâncarea aia sățioasă și copioasă și mi-am sunat un prieten să, dacă poate să-mi aducă ceva de mâncare acolo. Na, părinții mei erau în mangal, i-a durat mai mult să vină. Omul când a văzut că sunt de pe telefonul pe intenciarul lui, mi-a dat blog peste tot și pe Facebook, și pe Instagram, și pe WhatsApp, absolut peste tot și a închis telefonul pentru că el s-a speriat că gata are poliția în numele meu omul, omul doar consuma droguri nu vindea sau ceva, mai fuma un cui mai făcea câte ceva dar de unde știa că e numărul penitenciarului? ce scrie 07 pușcărie i-am spus eu că sunt arestat a, și că așa. trebuie să vină la mine să-mi aducă de mâncare și, a zis, păi, și tu mă sunt din pușcărie acum, da și ți-a închis și mi-a dat blog pe Facebook și pe Instagram și pe WhatsApp și am dar eu nici măcar n-am acces, eu te sunt de pe telefon fix, nici măcar n-am acces la Facebook și Instagram și WhatsApp. Și asta e cu oamenii care sunt afară. Da, cred că sunt prietenii tăi doar pentru că vor să vină la petecele pe care le organizezi, dar până și un străin, dacă le de pe stradă, hei, vrei să vii la o petece? și zice, da, nici nu i interesează ce muzică bagă sau cine acolo, cui îi plac petecele. Dar oamenii care sunt dispuși să te ajute în momentele grele sunt mult mai puțini. Câți au rămas din câți ai avut tu? Câți? Poți să faci așa un procent? Mai puțin de jumătate. Am preferat să am alți prieteni pentru că mi-am dat seama că toate oamenii care consumă droguri sunt oameni slabi sau sunt oameni foarte anxioși și paranoici. Și a, nu și te ei. poți baza pe ei. Da, și sunt foarte egoiști, se gândesc doar la binele lor, nu se gândesc ca la poate mare de foame în se gândesc doar să nu aibă poliția numele meu, numărul meu. Și dintre prietenii noi, cine sunt aceștia și cum i-ai cum ai reușit să-ți faci prieteni noi? Te duci în locuri noi și socializezi cu oamenii ca în oricare alt loc. Tu, și de ai exemplu, spus povestea ta? Ce, că am fost arestat? Lumea mă știa da. de la stand-up. Lumea mă de la stand-up. Așa. De la ai umor, de la Rose Battle, mai aveam show-uri. Um, sau aveam, sau mă duceam, discutam cu oamenii, nu scrie pe fruntea ta, am fost arestat sau ceva. Pur și simplu vorbești cu oamenii și îți faci prieteni. Poți să te duci la sală, îți faci prieteni culturiști acolo, te duci la box, îți faci prieteni acolo, te duci într-un club îți faci prieteni acolo, sunt oameni noi și depinde unde te duci. asta e tot. Și acum oamenii din interior. Hai să vorbim un pic despre ei. Cine da. ți-au fost colegi de pușcărie, ca să zic așa? Aproape jumătate din ei erau pentru droguri acolo, ca să înțeleagă lumea că nu sunt neapărat violatori, ucigași, hoți de milioane de euro sunt niște oameni cu fapte mărunte, furturi de biciclete, furturi de mâncare, coșuri din mega ima și alte lucruri. Și astea mi se par mie cazurile scandaloase, nu cazurile alea foarte grave care sunt provate în presă. Pentru că dacă cineva, nu știu, moare doi copii și ajunge la pușcărie, ăla nu e un caz șocant. Mă așteptam să ajungă la pușcărie. Aș fi fost mai șocat dacă omora doi copii și nu ajungea acolo. Dar cineva care face niște lucruri mărunte, fură un coș de cumpărături sau o bicicletă sau dă un gram sau mai știu eu, jumătate de gram sau mai știu eu ce face, nu știu, un pachet de țigări din Republica Moldova, alea sunt cazurile șocante, pentru că ești la modul oamenii ăștia chiar au ajuns la pușcărie pentru asta, pe bune? Ce ți se pare că ei, odată ajuns acolo, mai rău se strică. Da. Ăsta și... e sentimentul tău că ar... da. tu, tu, zici asta dintr-o revoltă personală care stul, mai rău încurcă treaba. Da, și întrebarea nu e ce mănâncă Elena Udrea la pușcărie. Femeia Elena e milionară și dacă ar fi prețurile la magazinul penitenciarului de 20 de ori mai mari decât în libertate, ea ar avea bani. Și dacă ar fi o cartelă cu 60 de minute, 600 de lei, ea ar avea bani pentru asta. Întrebarea e ce mănâncă la penitenciar, oamenii care au dat un pachet de țigări, au dat jumătate de gram, au furat o bicicletă, oamenii ăștia cum țin legătura cu familia și ce mănâncă acolo? Aia e întrebarea de fapt, nu cum se descurcă Elena Udea. Sunt convins că o să se descurce. Tu ai avut conflicte în pușcărie? Nu. Din punctul tău de vedere, cum se desfășoară viața de zi cu zi în penitenciar? Este o plictiseală maximă, mai ales că nu te ajută nimeni să ții un loc de muncă. Eu le-am cerut un loc de muncă și nu au vrut să îmi dea. Ok? La ce ai fi muncit? La orice. Și dacă mă puneau să dau cu mătura, nu e rușine să dau cu mătura. Și tu ai cerut asta? Da. Și nu ai mai fost ajutat, ca să spunem așa. Nu. Mi-au și... zis, nu avem locuri de muncă, nu avem ce să facem. Stai și tu pe cameră și uită-te la televizor. Se dădea deșteptare apelul la șapte dimineața. Oamenii erau mult mai ok acolo ca pe penitenciar, adică nu-ți făcea nimeni raport de disciplină dacă după apelul de la 7 te puneai înapoi în pat. Ăsta mi se pare un abuz să-ți facă raport de disciplină pentru așa ceva. Disciplina trebuie să aibă un scop. Tu îl trezești pe omul ăla la 7 dimineața ca să ce, dacă tu ca agent de penitenciare te trezești la 7 dimineața ca să mergi la muncă. Înțeleg perfect de ce te trezești la ora aia, că te să mergi la muncă, dar tu pe omul ăla din detenție îl trezești la ora 7 ca să ce, ca să se uite la televizor, ca să se plimbe prin cameră, ca să bea nes, să fumeze țigări, pentru ce? Ca să fie ordine, că dacă, dacă ar dormi până la 11, nu știu, mi se pare că dacă s-ar trezi fiecare la când vrea el. Cred de că asta nu? Nu? vor să, cred că asta vor să evite, să nu fie un fel de program de voie, să-i să acuze lumea, păi da, să-i duc la pușcărie ca să doarmă, nu știu, ca să fii într-o într stare de tensiune, de stres. Că. În niciun caz nu se duc la pușcărie ca să muncească, pentru că pușcăria nu le dă locuri de muncă. Sunt oameni care chiar își doresc să muncească și pușcăria îi pune să se uite la televizor și să stea în pat. Asta unul la mână. Doi la mână, să stai toată ziua în pat mai multe zile, la un moment dat te nebunește, te sui pe pereți, te simți inutil societății, te simți o legumă, te simți o lepră și atunci tot acest timp în care ești conștient de lucrurile acestea te deranjează psihic și atunci încerci să faci să treacă pe mai repede, încerci să dormi mai mult, încerci să joci ceva, încerci să, nu știu, te uiți la televizor, să îți duci creierul în altă parte decât să fie mereu în această stare de veghe și de conștiință că stau într-un pat și nu fac nimic. Ai jucat jocuri de noroc în pușcărie? Nu. Avea un singur băiat table și nu voia să le împrumute. Și juca. Cu cine juca? Cu cei din camera lui. Noi eram în altă cameră și îi ceream tablele și nu voia să le dea. Și atunci nu prea am avut jocuri de noroc. Ceva trafic, să zic, în interiorul pușcăriei? Nu. Nu a N-ați la tine sau nu? Nu, erau era mai puțin general. deținuți pe secția 15 și pe arestul central. Și nu ai văzut, să zicem, nu știu, acte de agresiune? Nu. În cazul tău, pentru că nu, da. la celălalt podcast am avut întâmplări, situații în care deținuții în 5, nu știu, se la bătaie sau o făceau grevă sau... Contează și cum ești tu ca om, dacă nu ești interesat să ai rapoarte disciplinare, vrei să ieși mai repede, vrei să ai o conduită bună, nu te iei la bătaie cu oricine sau faci absolut orice. Adică tu știai că poți primi o pedeapsă mai mică sau chiar cu suspendare și făceai tot posibilul ca să nu intri în necazuri. Da, și eu în general nu sunt un om agresiv, nu mă deranjează nici comentariile pe YouTube, nu mă deranjează nici oamenii din realitate, nu mă deranjează absolut nimeni, nu am fost niciodată un om violent cu nimeni. Și ce poveste ai învățat tu din pușcărie? Ai avut oameni care să-ți povestească lucruri pe care să le ții minte, ai învățat ceva de acolo? În primul rând să nu ai încredere mereu în oameni. Faptul că oamenii sunt schimbători prietenii care sunt, sunt aproape în libertate să putea să nu-ți fie prieteni când dai de greu, și să ai să ai multă răbdare și să te bazezi pe tine. Și să ai încredere că va fi bine ca să ai un plan de viitor pentru că te gândești că băi și dacă mi iau un an, doi, trei și stau acolo, măcar când mă întorc, mă întorc în libertate decât să mă sinucid sau să-mi tai gâtul sau să fac alte prostii. Tu când ai intrat, nu ai picat din punct de vedere al depresiei, emoțiilor? Ba da, ba da. Pe păi Cum el... a fost prima, 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 etapă? Păi de m-au transferat de pe secția 15 pe arestul central <coughs> pentru că luam medicamente. Când m-au băgat prima dată pe arest, M-au întrebat dacă am probleme de fel, le-am zis că sunt un tip mai anxios de fel și mi-au dat niște pastile pentru anxietate, pentru depresie, pentru somn, ca să poți să faci față la mediul penitenciar, mai ales că era o cameră foarte mică, deci am prima oară doi oameni într-o cameră, aici a patul, aici era peretele. Dacă voiam, de exemplu, să fac flotări, bine, sunt și înalt, dar dacă voiam să fac flotări, nu mi-ajungeau mâinile ca să fac flotări între pat și perete, nu aveam unde să fac flotări în camera aia. Deci, ai primit medicamente ca să treci peste starea de depresie. Da. Le-ai cumpărat tu sau le-ai primit? Le-am primit de la, de la rest. Și ce medicamente se dau? Tu, anxiar, gabaran, nu mai știu ce primeam. Cam asta. Dar ei știu, există o experiență care spune că cel puțin pentru început, pentru începători, ca să zic așa, tu mai ai făcut și mai făcut să Nu. Nu, a fost prima dată. Da. Când ai fost prins, Ți-a picat cerul în cap, te-ai gândit, mi s-a închis viața sau... Da, da, te panichezi prima oară, nu știi, cu, nu știi cum e, ai, ai, tot felul de filme în cap, că o să nebunești, că o să te distrugă psihic, că o să ieși un om care nu o să mai poată să facă lucruri după aia în, în societate, niște atacuri de panică și niște stări de anxietate și te duce la un psiholog, la un psihiatru și îți dau ei acolo medicamentele. Tu când ai făcut acest gest pentru prietenul tău, te-ai gândit la riscuri, adică să... Totuși să te gândești, bă, dacă mă prinde, sau ai, mers la sigur, nu ți-ai pus problema. Nu, nimeni, nimeni nu se gândește la asta pentru că nimeni nu cunoaște legea cum trebuie. Toată lumea crede că e trafic de droguri de la 10 grame în sus sau nu știu, Pablo Escobar, habar n-am mii de euro, uh, sume mari, cantități mari, nu se gândește că legea nu prevede absolut nimic pentru asta. Cum e și la consum. Lumea se întreabă dacă poți să faci pușcărie pentru un gram de iarbă pentru consum propriu. Legea prevede între 3 luni și 2 ani de pușcărie sau amendă penală. Nu îți garantează absolut nimeni că nu poți să faci pușcărie pentru un gram de iarbă, depinde foarte mult de judecător. Dacă mai ai condamnări în spate, ai făcut altceva, ai condus bea, nu știu, ți-ai bătut nevasta, ai făcut evaziune fiscală, habar n-am, ai făcut ceva în spate și în timpul ăla de supraveghere te prinde cu un gram de iarbă, cu jumătate de gram de iarbă, cu o treime, cu un sfert, de gram de iarbă, cu 0,10 de gram de iarbă, poate să-ți revoce suspendarea și să-ți dea pușcărie și pentru iarba aia și practic să-ți iei două pedepse și să te duci o grămadă de timp la pușcărie pentru 0,301 de iarbă. Deci tu când ai plecat cu aceste 0,6 grame de cocaină, nu ți-ai pus problema că ești în situația de a putea fi arestat. Ai gândit, e, ce să-mi facă? O să zic că pentru mine sau... Și în momentul în care ai fost arestat, cum ai trăit aceste momente? Asta vreau să ne povestești. Cum ai trăit, cum ai fost prins, a fost flagrant, da? Bănuiesc. Se, fa se face un flagrant când în momentul în care l-a ajuns pe pietonul acela, după care se duce la laborator. Se duce la laborator ca să constate... Tu cum ai fost prins? Să nu trecem până la laborator. Deci tu, hai să zicem ziua. Păi respectivă. Asta, eu asta îți eu asta explic că nu te arestează în momentul ăla, îi dai acum, îi dai acum cocaină, în două minute ți-au pus cătușele și ești dus la judecată. Oamenii trebuie să strângă probe împotriva ta. Tu îi dai prietenului tău ce îi dai și el pleacă și tu trăiești cu impresia că l-ai ajutat, nu stece o grămadă prin cap unde se duce cocaina cu care l-ai ajutat. Acum, ce se întâmplă? Tu o să fii arestat undeva la o lună după ce s-a întâmplat chestia asta ca să aibă ei timp să strângă probe împotriva ta. Tocmai am fost anunțat de avocatul meu că mi-a rămas amenda pentru jumătate de gram de iarbă în, în termenul de încercare. Da? Ce înseamnă asta? Ce anume? Păi dacă tocmai te... ce ai zis. Da, da, tocmai ce am zis ce înseamnă. Se supără cotul că A, păi ai zis că o să fii cu minte, că nu știu ce, că nu știu ce și vrea să-ți dea și pedeapsa din urmă și aia de la iarbă pentru chestia asta. Adică să-ți iei un an jumate din urmă și cu 3, 4, 5, 6 luni de pârnaie adunate pentru 0,50 grame de iarbă pentru consum propriu. Tu ai fost prins cu 05 grame da, pentru consum propriu, cu da. jumătate de gram. Da. Asta în perioada aceasta de, da, da. de suspendare și de urmărire, cum ar veni, da. a comportamentului. Da. Și Dicotul ce a zis? Deci că... Deci deci Dicotul mai întâi m-a trimis la Agenția Națională. Dar cum te-a prins? Cu ce? Cu, cu jumătate o, de gram da, de iarbă. Te au urmărit. Uh, mm, ave mergeam pe stradă, venea poliția, uh, mi-au făcut un control corporal, nu știu, mi se părea scârbos să-mi țin iarba în pantalon, nu țineam undeva într-un buzunar, ceva. Și mi-au găsit acea jumătate de gram. Și te au dus la. La, la secție au. Um, au, am dat o declarație și am plecat. Nu pot să te aresteze preventiv pentru jumătate de gram. Trebuie să fie o infracțiune cu o pedeapsă de maximum să fie de 5 ani sau mai mare. Maximul la deținere de iarbă e 2 ani. La cocaină e 12 ani, poate să te aresteze preventiv. Și la trafic de ierbică maximul e 7 ani. E mai mare de 5 ani, deci pot să fii arestat preventiv pentru trafic de ierbică. Și după ce au coroborat informațiile, are și că tu în perioada asta de, da, de probă. Da, da, Ai Și m-au chemat. M-au trimis, da, m-au s-au arestat. Nu, am fost chemat, m-au trimis la antidrog să mă includă în programe de drogați. Persoana de acolo, sociologa de la antidrog, o tipă foarte mișto, mi-a zis, bă, Vlad, tu ești un tip ok, noi nu te includem în niciun program pentru drogați. M-am dus înapoi la DICOT să le zic că ea nu mă include în niciun program, Aia, ci că bine te trimitem în judecată să te duci la Pârnaie. M-am dus la tribunalul București. Stai o secundă ei nu au încercat niciun moment să te convingă să te duci în programul respectiv, ce au zis? Te arestăm, te băgăm la pușcărie pentru că ai încălcat perioada de probă. Ei m-au dus la Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională Antidrog au zis că sunt un om ok. Ei m-au întrebat ce faci, cu ce te ocupi, uite, fac stand-up, um cum zice, am un loc de muncă, mi-ajut părinții cu bani, fac un sport, au văzut că sunt un om ok. Sunt foarte mulți oameni care au probleme cu iarba sau cu alte lucruri și ei sunt tot la fel. Corporatiști, artiști, oameni de afaceri, absolut toate domeniile. Și vine de cotul și le trimite oameni pe gât la Agenția Națională Antidrog pentru cantități de-astea, un joint 0,25, jumătate de gram. Și ei în sine sunt niște oameni ok, nu-și bagă marihuana la venă și trăiesc în ghetouri și dorm pe stradă. Și tu deci, ai fost trimis mai departe, să zic, înapoi, în judecată, da? Da. Pentru a se stabili dacă ți se mărește pedepsa. Sau dacă. Și asta e telefonul pe care l-ai primit acum. Da, da. Că se menține? Da, se menține amenda penală. Deci, m-au trimis mai întâi la Tribunalul București, Dicoto a cerut închisoarea, am primit amenda penală de la, de la Tribunalul București. Judecătorul. Da, a spus... judecătorul. Dicotul după aia spune, nu știți cum se scrie pușcărie, noi am cerut pușcărie, ce asta, amenda penală, să, să vedem ce face Curtea de Apel. Ce-a făcut contestație da, Dicotul. Da. Și acum Curtea de Apel. Curtea de Apel a spus, respinge apelul declarat de către Dicot. Și a menținut amenda penală. Da, da. Datorită cantității totuși mici. Adică da. nu ești un infractor. Uite, să-ți arăt să nu zici că te vrăjești. Stai să văd dacă s-a publicat pe site. A, mă gândesc că scoți și... eu. Ce, credeai dai că, că scoți jumătate de gram de iarbă? jumătate de gram. Așa. <laughs> La final, după ce se închid și, camerele. Dar tu ce ai crezut, băi? Și... a zis, hai să-ți arăt. Ok. Zicea, baboi stai să-ți arăt și eu grinderul, l-am undeva pe aici, <laughs> într-un sertar. <laughs> nu, că, voi nu, nici eu, nu. Ei, nu. <laughs> Așa zice toată lumea. Nu. Haide. A, nu s-a postat încă. Dar uite, 29 6 2022, trebuie să se de sentința. Da. Deci uite, acolo sus e Dicoto Apelant și Vlad bilț în jos. Ia, yeah, să-i dai lui în forward, că dacă e să avem, po poate punem un montaj doar așa de ilustrații. Da. Deci da. Ă, cumva -a, tribunalul a înțeles că ești un o persoană care doar consumă, nu ești în pericol pentru societate și 0,5 grame nu reprezintă un încălcare deosebit de. Da, de grav. Dar și legea le dădea voie chestia asta, pentru că ai pedeapsa de închisoare de la 3 luni la 2 ani, dar sau amenda penală. La, la, la trafic nu există, sau amenda penală. Și dacă și-ar dori judecătorul din toată inima lui, nu poate să aplice ceva ce nu există. Bun. Hai să ne întoarcem da. la. Momentul și, și, dup și după aia au făcut apel la curtea de apel Și aici am stat cu emoții Trebuie să spun asta Pentru că curtea de apel nu mai ai ce să contești La tribunal dacă nu ești mulțumit Faci contestație și aia La curtea de apel nu mai ai ce să-i faci Dacă a zis curtea de apel Azi te duci la pușcărie Ai la dispoziție 24 de ore ca să te predai Ți-ai făcut bagajele Ai bagajul făcut undeva și te predai și aia e Nu există contestație Sau altceva Bun, hai să ne întoarcem da. la momentul arestării inițiale. Te-ai gândit că. și de aici începe o paletă de imagini îngrozitoare pentru tine, nu? Te-ai speriat, o să ajungi la pușcărie, o să te întâlnești cu tot felul de oameni. Da, da. Ce înseamnă să cazi psihic la prima arestare? Păi mai să... Un pic. Să, te simți așa, să te simți așa legum, adică să nu mai ai chef de nimic, să ai stări de anxietate, să, te, să stai în toată ziua în pat să te gândești ce o să se întâmple, dacă o să fie bine, dacă o să mai fie același om după ce ești, dacă o să mai fie amuzant, dacă o să mai poți să lucrezi altceva dacă o să îmbătrânești, dacă o să te schimbe, dacă o să mori sau nu, arestat, îți vin tot felul de idei în cap și nu ai altceva ce să faci decât să stai în pat să te gândești. Camera aia unde am fost prima oară era atât de mică încât nici dacă mi-aș fi dorit să fac sport, nu puteam să fac sport. Dacă mi-aș fi să merg la muncă, nu avem locuri de muncă. Nu ai absolut nimic de făcut decât să stai în pace să te gândești și să te uiți la televizor, dar eu stăteam la patul de jos și nu vedeam televizorul de patul de sus. Deci Ce mai mult sport? ascultam televizorul. Ce sport fac. faci tu? asta sau când am arestat? Uh, și. Și. Când am arestat voiam să fac exerciții cu greutatea corpului. Adică să faci prototip, să faci genoflexiuni. Da. da, cuvinte de-astea complicate. Umpli o sacoșă cu apă și faci și faci biceps, triceps, hipermetropie musculară sau cum îi spune în cartea aia de biologie. Mm -hmm. Am avut diriginte de biologie, dar am uitat. Și, și, și acum? Acum fac box și fac sală. Și te ții de astea? Da, da, chiar mă țin. De ce te-ai gândit la box? Pentru că mi-a fost fică de mic de conflicte, tatăl meu era un om agresiv și nu am reușit niciodată să-l înving pentru că, na, eu fiind un copil nu pot să bați un adult, știi? Și atunci a rămas mereu cu frica de conflicte și în momentul în care ai această frică și o stimă de sine scăzută, îi lași pe oameni să te calce în picioare. Este foarte important să nu îi lași pe oameni să te calce în picioare, nici la locul de muncă, nici în relațiile personale cu prietena sau cu alți oameni. Bănuiesc când de faci box, ca cu relația cu prietena. Boxul pentru altceva. Boxul box pentru încrederea în sine, în nu tine. este pentru violență. Că, că mă întreabă lumea la ce te boxul când se întâmplă în viața de zi cu zi să te bați. Nu este despre violență, este despre încrederea în sine și despre să nu te lași călcat în picioare și să susții mereu punctul de vedere. Odată la muncă m-am mutat de pe departamentul unde eram eu pe un alt departament unde nu se făceau vânzări, nu se făceau bani, toată lumea pleca de acolo i-am scris managerului mai mare, care era un fel de manager peste manager, bă, vreau să vorbesc cu tine, a zis bine, vorbim mâine, am vorbit cu el, uite care e treaba, m mutat pe un departament unde nu mi-am dat acordul ca să fiu mutat aici, nu-mi place nici, nici interesul meu, nici interesul companiei și el a zis, bine, hai că te mutăm înapoi de săptămâna viitoare. Asta apropo de să nu te lași călcat în picioare de nimeni. Dacă ai o stimă de sine, de sine scăzută, zici a, păi nu stă managerul la manager să vorbească cu mine, care sunt doar un junior. Sau dacă mă plâng acum că m-am mutat, poate mă și dau afară. Apropo de ce înseamnă să nu susi punctul de vedere. Și când erai în acea cămăruță de care da. zici tu, ți-a fost frică fizic de cineva? Uh, nu. Nu. Mai aveam un singur coleg care era un băiat Liviu, care era și el la fel de schilot și înalt ca mine. Și dacă mă bătea pe mine, eram singurului prieten din camera aia. Cu cine mai vorbea? Cu stâlpii? Cu televizorul? Și nu s-a cine... întâmplat să intri în conflict fizic cu cineva? Nu, nu. Cum ai trecut ușor de la perioada asta de depresie la cea ușor, ușor de... Ai trecut prin etapele clasice? Ai fost furios că ai ajuns acolo? Am avut o perioadă de introspecție în care m-am gândit de ce am ajuns acolo și ce am făcut. Și ce răspunsuri ți-ai dat? Sau ce întrebări ți-ai pus și ce între... răspunsuri ți-ai dat? Că nu am, știut, nu am știut să zic nu când trebuia să zic nu și am avut prea multă încredere în oameni. Și nici nu am avut foarte mult respect pentru uh, reguli și pentru legi. Pentru că este ca într-un sport, sunt regulile sportului respectiv, și dacă le încalci, ai cartonaș galben, cartonaș roșu, ești exclus din meciul respectiv. Și într-o societate e la fel ca într-un sport. Dacă nu respecti regulile, la un moment dat îți iei cartonaș galben, cartonaș roșu, condamnare cu suspendare, nu știu ce, la un moment dat ești exclus din societate pentru asta. Și tu ți-ai pus întrebarea de ce sunt eu aici și răspunsul a fost pentru că eu am greșit. Da. Deci tu consider că Vina principală a avut-o tu. Pentru da. că ai mers pe un drum care nu era cel mai bun. Nu este ok să ajuți oameni cu droguri și nu este ok să consumi droguri. Foarte, și faptul că în România legea le face mai mult rău consumatorilor decât drogul în sine, adică legea poate să-ți distrugă viața mai mult decât jumătate de gram sau ceva de genul, asta e partea a doua. În Grecia, de exemplu, e contravenție până la jumătate de gram de cannabis. Nici măcar nu e infracțiune să iei amendă penală. E contravenție. România are cam cea mai proastă lege din Uniunea Europeană privind drogurile. Dar soluția nu este să încalci legea pentru că te faultezi singur și te duci la pârnaie. Soluția este ori ceea ce face majoritatea, oam, ma, majoritatea să plece în străinătate sau să vorbești cu legiuitorul, cu parlamentul, cu cineva să susții punctele astea de vedere să facă o lege mai bună. Deci tu consider că legea nu este bună. Da, pentru legea că îi face oamenii mai sunt mult oameni. Sunt oameni și aici, sunt oameni și în străinătate. Și acolo oamenii au dorința și tentația de a încerca droguri, și aici este la fel. Diferența este că leg legislația îi pune pe oameni în situații diferite. Adică da. în Grecia această tentație e pedepsită puțin pentru că se recunoaște, societatea recunoaște că oamenii au o curiozitate, în România legislația îți dă în cap, asta spui tu. Te distruge mai duc... mult decât drogurile, legislația. În sensul în care te duce, adică odată te pedepsește, și apoi, fapt, prin faptul că ești pedepsit, ușor-l ușor ușor nu ți mai găsești loc în societate până când, da, dacă nu-ți mai găsești auditorul. locul, vei fi rejectat. Da. E un răspuns foarte interesant la întrebarea cât de bună sau de proastă e legislația României. Vis, vis de droguri. Ce o să-i facă mai mult rău unui om? Faptul că l-am prins cu jumătate de gram de iarbă sau faptul că îl trimitem la închisoare unde o să fie contaminat de mediul acela, o să intre în depresie, nu o să aibă un loc de muncă cum avea în libertate, este ținut departe de familie, poate nare mereu 60 de lei să-și ia cartela aia scumpă. Și o, să, și o să se întoarcă în societate după un an, doi și nu o să mai înțeleagă ce se întâmplă acolo și care e teaba cu familia, cu prietenii, cu locul de muncă, cu toate lucrurile respective. Am avut prieteni care au fost trimiși de pe secția 15 pe Rahova, oamenii după 2-3 luni de libertate, după ce s-au liberat de acolo, încă mai aveau mușcături de ploșnițe pe braț. Lumea se gândește ce e așa rău dacă te mușcă o ploșniță. Dacă te mușcă 30 de ploșnițe și te trezești din somn noaptea că te-au mușcat ploșnițele și dormi cu lumina aprinsă că sunt ploșnițe acolo. Sau nu poți să dormi noaptea că mor de foame, că nu mai ai pâine și nu-ți dau ceilalți oameni pâine și vine cineva la 7 dimineața, apelul, scularea că ai raport de incidență, nu te mai liberezi condiționat. Ați venit voi să dormiți în pat la părnaie. Două lucruri de la tine. Da. Pentru că ai o poziție de cunoscător. Da. Cum ai modificat tu legislația? Hai să facem niște articole de lege fix în legătură cu ce am discutat. Cu acel acesta de uh, situații. Nu le-am denumit nici infracțiuni, nici contravenții, nici nimic. L am zis situații. Consum, trafic. Hai să vorbim de consum și cantități și să vorbim de trafic și de cantități. Fix la fel ca în străinătate. Hai să le luăm punctual. Cum ai schimbat o legislația și hai să spunem în cuvinte articolele de lege pe care tu le-ai formulat în felul următor. Deci, e la fel ca în strenetate. Pentru o cantitate până la jumătate de gram de, până la jumătate de gram sau un gram de iarbă să fie amenda penală în mod garantat, nu există altceva în afară de amenda penală, la fel cum e la evaziunea fiscală, dacă faci evaziune până în într-o anumită sumă, ai amenda penală și aia e, și nu contează dacă ești recidivist sau nu, tot amenda penală e, după care de la un gram în sus, amendă penală sau închisoare până la șase luni, deci fără doi ani cum e acum și în timp crește, deci crește cu cât ai mai mult, dacă ai 10 grame e mai multă pedeapsă și tot așa și tot așa, cu, cu mențiunea că rămâne și amenda penală ca și opțiune, adică dacă ai, depinde cu 10 grame, ai și amenda penală ca opțiune. Cum mai face tu diferențierea între diferitele tipuri de droguri? Deci, unde și nu datul personal, cum ai împărțit pedepsele și uh, cum mai trimite tu oamenii ori la închisoare, ori acasă, ori cu suspendare. pedepse mai mari pentru Heroină. Pedepse mai Pe, pedepse, cele mai mari pedepse pentru etnobotanice. În momentul de față sunt cele mai mici pedepse, mai mici decât la iarbă la ecstasy sau la altceva Cine consumă acum etnobotanice? Oamenii săraci din provincie. Există pentru ei locuri de unde și pot cumpăra pentru că a fost o modă acum câțiva ani. Când... Vai de capul meu! Deci la această oră, pentru că o mare parte din lumea în care trăim noi nu are legătură cu lumea în care trăiesc Trăiește o parte din, trăim într -o bulă, din populația acestă. Așa, deci dacă ieșim din bula asta de aici, da? Pa stand-up, la M televiziune. Bucureștiul și artistic Așa, și, și, și dacă ieși din bula asta, ce întâlnim în țara aceasta. Păi hai să-ți povestesc cum era în Mangalia în anul 2012, 2013, 2014. Erau copii, Deci, hai să-ți povestesc despre cum era în Mangalia în anul 2012, 2013, 2014. Erau copii de 13-14 ani, nici măcar nu știau să ruleze jointuri și dealerii le vindeau jointuri deja rulate pentru că na, copii nu știau să le ruleze cu 10 lei jointuri de etnobotanice. Mai simplu de atât nu exista, doar îl băgai în gură și la aprindeai. Și pentru niște copii care n-aveau bani, nu aveau un loc de muncă, părinții lor poate n lucrau în Mangalia, nu erau nici ei oameni de bani, gata să-i cer 10, 10 lei, 20 de lei să-ți iau și urma să-i dai pe etnobotanici, era ceva, nu avea nimeni bani atunci să, -și, ia, să dea 50, 60 de lei, de fapt era pe un gram de iarbă, care nici măcar nu era ca la București, un gram de iarbă se îndrepta Câte 0,7 de iarbă și atunci era o opțiune mult mai economică cei 10 lei pentru un joint cu etnobotanice. Cine aduce aceste etnobotanice, și cât de nocive sunt ele? Sunt cele mai nocive lucruri posibile. Sunt o travă pentru creier. Au la, după ce au fost închise magazinele, s-au falsificat, s-au făcut în cadă, s-au stropit cu insecticide. Sunt cele mai josnice lucruri posibile și sunt mai rele decât heroina. Au fost oameni care au încercat să lase de heroină cu etnobotanice și au murit de la etnobotanice. Nu merită încercat, nici din curiozitate, nici pe gratis nici dacă îți dă cineva bani, îți dă 10 lei ca să fumezi niște etnobotanice, nu acces banii și nu fumezi niciodată. La fel cum mai face și la heroină, îți dă cineva heroină, zici nu-mi trebuie, mulțumesc. Astea sunt mult mai rele decât heroina. Cele mai mari pedepse pentru asta ar trebui să fie. Ce pedepse ai da pentru vânzarea, nici trafic, vânzarea? Păi la heroină e 5-12, la etnobotanice 7-15. Asta ai dat tu? Da. Pentru niște cantități mai însemnate, nu să vinzi jumătate de joint de etnobotanice. Scria că am dat 10 lei, cer 5 lei pe jumătate de joint. Dar la cineva care face etnobotanice în cadă și îl prins cu etnobotanicele respective și e clar că o are stocuri de așa ceva și că le face cu insecticide, cu nu știu ce, clar 7-15 fără opțiunea de amendă penală. Crezi că poliția știe de aceste situații? Da. Crezi că există polițiști care cunosc fenomenul și sunt corupți? Da. Ca peste tot. Și afacerile astea cu magazinul penitenciarului și cu uh, cartelele acelea la 60 de lei, tot, tot o afacere sunt pentru Administrația Națională a Penitenciarelor. Și ca să-ți mai spun ceva, uh, am văzut că ai comparat în podcastul trecut cu acea emisiune la B1 TV cu condamnații, da, nu corect? Așa. Nu este un exemplu bun. De ce? Pentru că omul ăla încă e arestat acolo. După ce pleacă presa și pleacă camerele și se închid ușile în spate, el rămâne acolo cu administrația națională a penitenciarelor. Tu crezi că dacă eu acum aș fi fost arestat și tu ai fi venit la mine să iei un interviu, ți-aș fi spus că e 60 de lei cartela, că sunt prețuri mai scumpe? Ți-aș fi spus lucrurile acestea? Mai veneai tu după aia să faci interviu, îți refuza administrația, nu îți dăm noi acordul pentru asta, du-te acasă. Deci șansa de a scoate un interviu, cât mai corect, cât timp omul nu este condamnat acolo, tu zici că e foarte mică. Da, și dacă îl întrebi ce primește la micul dejun, o să zică biscuiți cu gem, nu o să zică cât de mulți biscuiți cu gem primește sau că ceaiul e îndoit și îl, îl vezi cât de îndoit e cu apă, cât de transparent e. Șansa e foarte mică pentru că omul după ce se închid ușile rămâne cu Administrația Națională a penitenciarelor. Și așa e și cu agenții de penitenciare, dacă vin aici să spună ceva, ei de acolo își câștigă pâinea de la administrație, nu de la tine. Ce sens are să dea ei singur cu noroi acolo să spună și vorbi lucrează la penitenciar și sora mea lucrează și nevastă mea și că -miu. Suntem aici în familie. Pentru chestii de genul, chiar că primeam raport dacă mă culcam după ora șapte. De... Deci tu crezi că poliția știe exact cum se învârte traficul de etnobotanice mă interesează acum. Da. Deci dacă ar vrea cineva acum să ia pe unii, ar putea. Dar tu spui că... Trebuie să aibă și probe. Faptul că au suspiciuni e una, dar trebuie să aibă și probe. Pentru că omul respectiv poate să vândă sau să nu vândă etnobotanice. Trebuie să ducă lucrurile la analiză, să așteaptă să iasă, să obțină mandat de la judecător pentru ca să intre în casă. Poliția nu poate să intre peste cineva ca așa vrea ea sau ca așa vrea parchetul. Parchetul se duce la judecătorul de drepturi și libertăți, arată suspiciunile rezonabile pe care le au inclusiv înregistrările video, audio, probele de la laborator și judecătorul emite mandatul același. O percheție se poate face doar în orele 10, în, în, în afară de intervalul 10 și 6 dimineața. Deci nu poți să intri peste om la 3 noaptea în casă că vinde ele etnobotanice. Sunt cazuri speciale. Și. Ai putea spune că nici poliția, nici alte organe nu sunt interesate de etnobotanice pentru că nu sunt atât de spectaculoase? Nu știu Adică de de că ce nu bate sunt nimeni în capul cu etnobotanice pentru că. E mai interesant să anunți că ai capturat nu știu câte chile pentru de cocaina, că, în Pentru porturi. că există o relevanță mai mare la nivel de Uniunea Europeană. Oamenii din Europeană au mai mulți bani decât în România, salariile sunt mai mari și lumea chiar își permite să dea 10 euro pe un gram de iarbă. Și atunci nu se complică nimeni să-și cumpere etnobotanice. De ce? Și aici nu e un caz să spui că ai prins pe unul care vindea niște da, da. floricele date cu insecticid în cadă. Deci nu-ți treci în palmares niște substanțe aruncate într-o cadă și vândute pe stradă. Deci, la fel cum nu-ți treci nici... e grav, pentru că... Distruge creierul uman mai mult decât orice altceva. Sunt oameni care nu mor de la heroină și mor de la inobotanice. Dar nu este atât de interesant pentru organe. Da. Pentru că nu e sexy, e... Probabil că nici nu aduce atât de mulți bani per om, să spunem. Da. Și atunci e mai interesant să Dai comunicate legate de Ei festival, o să se laude nu? cu ce vor ei. Ai văzut ce mult s-a lăudat dicotul cu acea tonă de cocaină prinsă în, pe malul mării vara trecută sau acum două veri? Când o să se laude dicotul că a capturat 0,6 grame de la mine sau 0,5 grame de iarbă sau 0,3 de la ăla sau 0,4 de la ăla? Pentru că o să fie o, o represie foarte mare în societate și o să zic că de plătesc eu. 45% impozit la stat ca să captureze ăia jumătate de gram de cocaină. Au lucrat patru agenți și un procuror pentru jumătate de gram și voi de-aia primiți salariile alea și, pens și pensiile alea pentru jumătate de gram și normal că nu o să se laude niciodată cu asta. O să încerce să-l prindă pe ăla care are 5, 10, 15, 100 și de-abia după aia, hei, uitați cât l-am prins pe ăsta cu 200, dar nu o să zic că au mai distrus 30 de oameni pe lângă ăla unul singur cu 200 de grame. Ce se întâmplă cu drogurile de la festival? Care este opinia ta? Sunt uh, copii care nu știu ce fac acolo și nu, nu există o educație pe tema asta. Eu am să fac niște clipuri pe YouTube, o să-mi fac un canal de YouTube și o să le uh, povestesc din experiența mea personală ce înseamnă drogurile, ce înseamnă ecstasy. Mi se pare cele mai mari gunoaie după, după etnobotanice și heroină. N-am avut în viața mea depresii mai mari de la ceva decât de la pastile de ecstasy. Sunt absolut groazice. Poți să și mor de la ele, să faci și supradoză faci depresii foarte mari, le mai combini cu băutură, cu altceva și copiii trebuie să știe lucrurile astea informative. În niciun caz nu încurajezi pe nimeni să consume droguri, trebuie doar să le explici, pentru că oricum o să ajungă la asta. Celelalte țări au avut o experiență mai mare în urmă. Americanii băgau din anii 70 LSD la Woodstock, cocaină în anii 80 în Miami și acum oamenii ăștia au 50-60 de ani sunt adulți cu experiență de viață și pot să le explice copiilor ce au trăit ei la Woodstock sau în Miami. Generațiile trecute din comunism n-au avut experiența asta și nu pot să vorbească cu copiilor despre așa ceva. Și atunci oamenii nu au o educație. Și e o discuție legată de drogurile de la festival. Au murit acum la festival doi, doi tineri. De ce crezi tu că s-a întâmplat așa ceva? Pentru că n-au educație în sensul ăsta. Britanicii aveau de acum 50 ani un motor Don't be doof, take a half, adică nu fi la comia jumate. Și asta spunea Agenția Națională Antidrog din Marea Britanie, nu fi la comia jumate. Nu o spunea ca să încurajeze pe cineva să ia jumate, îi spunea ca să nu facă supradoză să înghită toată pastila de extăzi deodată. Pastila de extăzii nu se înghite deodată, se înghite jumătate. Și dacă îi dai cealaltă jumătate unui prieten, risci 15-12 ani pentru trafic de droguri de mare risc. La noi. Da. Da. Mai bine arunci cealaltă jumătate din pastilă decât să o dai unui prieten. De ce există situații de acest gen la festivaluri? Crezi că cineva închide ochii, cineva spune că așa e practica și de a merge la festival ca să băgăm în noi? De ce crezi că oamenii unii nu scapă? au, festival. nevoie, au nevoie de educație. Asta e problema, educația în primul rând. La fel cu subiectul cu traficul și consumul de droguri, pentru că Problema nu e că se vând droguri, problema e că se consumă droguri. Dacă lumea n-ar mai avea droguri, larea n-ar mai avea sens să aduci cantități ca să le vinzi, că nu ți le mai cumpără nimeni. Oamenii nu știu ce înseamnă să meargă la psiholog, să-și trateze fricile, să-și înfrunte fricile, ți-e frică de conflicte, duci la un sport de contact sau faci altceva. Oamenii le tratează ca pe alcool, Uh, N-am curaj să mă bag în seama cu o fată, mi se pare că sunt stupid când dansez, hai să bag pastile de ecstasy, mai bag niște alcool, mai trag o linie, mai fac nu știu ce, după aia crapă inima în mine la un moment dat. Firește că nu bei apă în tot timpul, ăla, bea numai alcool că e șmecher. Și asta e problema de fapt. Care Dacă... e... Așa. Dacă oamenii la festivaluri ar învăța să-și gestioneze ar anxietatea, n-ar mai avea nevoie atât de mult să bea ceva sau să bage droguri ca să bage în seamă cu o fată, și dacă ar avea um, o educație, ar înțelege că nu bagi ca un animal și nu consumi apă toată seara, și bagi o pastilă de ecstasy odată și nu bei apă toată seara, și după aia te întrebi de ce pognește inima în tine. Care ar fi pe bune rolul uh, a Agenției Naționale Antidrog la un festival? să educe pe oameni la fel ca în străinătate. În străinătate sunt testere de droguri, poți să, poți să cumperi droguri, să le testezi, să-ți spună ce sunt acolo, fără să te gândești că mă arestează imediat cum ies din cortul de la antidrog. Și asta se poate face și în Anglia și în alte țări și să le explice la oameni care, oamenilor de fapt care sunt riscurile. Sunt 300 de oameni care lucrează la antidrog. Cum vezi tu participarea lor la aceste festivaluri, ar trebui să facă mai mult, altfel, cum? Dacă ar fi să conduci tu Agenția Națională Antidrog, ce ai face la un festival? Nu am încredere în statul român în primul rând pentru că este corupt și este comunist. Educația ar trebui făcută în primul rând de festivaluri și persoane private. Adică eu ca persoană privată, dacă sunt dispus să fac niște clipuri pe YouTube în care să le explic care e treaba cu marijuana, care e treaba cu ecstasy, provoacă marijuana dependență sau nu, da, provoacă, nu este așa serioasă, etc., etc., niște clipuri. Care-i treaba cu legile, cum am explicat acum, în cadare 2-7, nu știu ce, nu știu ce. Aceste festivaluri să fie dispuse să susțină proiectul financiar și moral și etc., ca să iasă pe piață. Festivalurile nu sunt atât de comuniste, nu sunt atât de corupte, au mai mulți bani, ei pot să facă educația asta mai bine decât statul român. Crezi că cineva favorizează consumul de droguri în România și câteodată și la festivaluri? Nu. Nu. Cineva care are un festival e interesat ca participanții să consume droguri? Nu. Niciun caz, pentru că ei nu fac niciun ban din drogurile alea, nu e Olanda să-ți cumperi iarbă de la festival, oamenii când cumpără droguri au mai puțin bani ca să cumpere băutură, oamenii când cumpără droguri nu mai au poftă de mâncare, nu mai pot să mănânce de la standul, standul de burger, standul de covridogi, de hot dog și ce mai e pe acolo. Deci n-am putea spune că organizatorii de festivaluri îndeamnă subtil, oamenii să consume, niciun caz, ei n-au niciun nu, interes. Interesul financiar, în niciun caz, nu mai au destui bani de băutură și nici nu au poftă să mănânce de la festival. În niciun caz, nu festivalul încurajează la așa ceva. Asta e un punct foarte important, pentru că există o percepție că anumite festivaluri asta fac. Adică, domnule, vie aici acasă. De fapt, nu e asta adevărat, din punctul tău de vedere, de un care l-a încercat să da. înțelege ce ar supune să te duci tu dacă te-ai acum la un festival, ai băga ceva? Nu ai băga? Ai băga ce? Cât? Cum? Care? Nu, nu dacă aș... Dacă ar fi la liber, să zicem. Nu, nu aș băga lucruri la festival. În primul rând, ce mi se pare interesant de spus despre festivalul, dacă sunt festivalul care țin 24 de ore, cum e Sanuis, cum e Azuga, cum sunt alte festivaluri 24 de ore, m-aș duce ziua, nu m-aș duce noaptea. Dacă festivalul ăla e acolo 24 de ore pentru mine, de ce să nu dorm eu noaptea să-mi am în somnul, când oricum pot să mă duc ziua, sunt și odihnit, am și mâncat micul dejun, sunt perfect ok, pot să mă duc. Așa am făcut și în sau sunt București. M-am trezit la 8 dimineața, am mâncat micul dejun, am, am ajuns în club în ze la 10 dimineața, am stat până la 5 după amiaza când s-a închis clubul. Mult mai bine decât să nu dorm noaptea să mă duc acolo. Asta, în primul rând. Este un program interesant de da. festival, de fapt, divul. Cred da. că am venit să duc, de fapt mai ales când e seară, noapte, ca să se spargă, pentru că nu le spune nimeni cum te distrezi fără a te sparge? E o, e o prostie, pentru că oamenii când se sparg pe ecstasy își pun ochelari de soare pentru că le joacă ochii ca mingile de biliard când dai în cu tacu. E foarte stupid, tu la 12 noapte ai ochelari de soare în miezul nopții. Cine e atât de prost să nu-și dea seama că te-ai drogat? De ce? De la tequila poți tu ochelari de soare în miezul nopții? în mijlocul zilei la 12 ziua, frate, e nu e la malul mării. Toată lumea poartă ochelari de soare ziua, că stai cu ochii așa ca chinezii. E, e foarte stupid să porți ochelari de soare în noaptea. Toată lumea își dă seama că te-ai drogat. Nu, nu te ascunzi dacă te droghezi noaptea. Crezi că e încă, să zicem, cul cool să te droghezi? Nu. Trepării promovează lucrul acesta că e cul cool să te droghezi. Oamenii... Trepării fac asta? Ce anume? Să îndemne oameni, să, să, să sugereze că e cool să te droghezi în 2022? A, asta fac trepării? Adică asta e în percepția da, ta? Da, cum erau cum erau trepării înainte în 2000 când ziceau că fumezi iarbă, fumezi iarbă și era mai ok. De fapt trepării înainte în anii 2000 așa fac trepării acum. Bagă cox, bagă nu știu ce... Stai că îmi veneau acum niște, niște versuri, dar îmi scapă ce era, ian, habar, n-am. În fine se promovează că ar fi cool sau numai despre asta sunt versurile. Tu ca om trebuie să înțelegi că e doar un mijloc de divertisment și să nu iei lucrurile astea ca, ca atare. Versurile sunt da. doar divertisment, da. nu drogurile. Da, versurile sunt doar un mijloc de divertisment cum e și la stand-up. Eu la stand-up, la un moment dat, începeam un număr de stand-up cu o glumă, spuneam în felul respectiv. Eram odată spar pe LSD și mă ciupeau țânțarii. Și stau așa și mă uit la ei și le zic, ehe, las că vedeți voi în jumătate de oră. E bun. Da, știi, și lumea trebuie să înțeleagă că în mijloc de divertisment nu am, nu am încurajat pe nimeni niciodată să consume LSD. Dar de ce este în continuare cool să crezi că dacă iei droguri, pentru că în aud, aud treaba asta de tineri și când zic tineri, mă refer la după mine copii de la 14-15 ani în sus, care sunt care se sparg. Deci se sparg în acest moment multă să zic o sumă mare de tineri din bula asta, să zicem, da. se sparg pe extazii se sparg pe uh, și pe cocaină cei care au bani se sparg pe mm, și pe iarbă okay. de ce este cool în continuare de ce nu există un loc cineva nu știu o filmare care să spună că nu este cool să te droghezi. De deci ce este în 2022 cool să te droghezi? Eu mă, eu mă gândeam acum de ce m-am apucat eu de țigări când aveam 13-14 ani. E niciun caz pentru că îmi plăcea gustul ăla foarte bun de la Kentop. Nu era un gust bun deloc Kentop ăla. Pentru că, unul la mână, voiai să te simți rebel, voiai să fii diferit de ceilalți, poate era un act de rebeliune și față de părinții tăi, părinții mei erau foarte restrictivi și stricti, mai că mea nu cumpăra haine dacă îi se păreau că erau de golani, la ihanora cu glugă, mai golanii poartă așa ceva. Știi? Și atunci ar trebuia să te revolți într-un într fel și să pari mai interesant și să faci lucruri de oameni mari, pentru că doar oamenii mari fumează țigări și tu înseamnă că ești un om mic și nu ai aceleași drepturi cu oamenii mari și te simți exclus și devalidat. Prietenii tăi fumau? Da, da, era un voi act de rebeliune de... generală. Da, dar erați așa de rebel că erați toți rebeli. Și da, toți jumătate fumați... de clasă, jumătate de clasă. Și de fapt erați a, a, a toți, a, a. toți rebeli și toți anti, dar practic era o uniformitate la voi. Nu mai era niciunul care, mai era era jumătate din clasă cu jumătate, jumătate fără și a la modul a, ție, ți frică, ți frică, te bat părinții acasă, nu știu ce. Erau, erau, copii care chiar îi băteau părinții acasă, dar pentru ei conta mai mult cum se simțeau la școală sau la liceu sau în centrul, în, în cercul de prieteni și că se simțeau ei mai rebeli și că, a, n-am făcut cum au zis părinții mei. Ceea ce dacă mă întrebi acum la 24 de ani, eu prostie, mi-am stricat dinții, am dat bani la dentist de mi-au sărit pe nas și încă mai trebuie să dau bani la dentist să-mi pun implanturi că mi-a sărit o măsea. De la care dintre droguri? De la țigări. De la țigări? Da, de la țigări. De la țigările normale? Da, de țigările la țigările cu iarbă. Cu, nu, țigările normale. O țigări cu iarbă, fumezi o țigară cu iarbă într-o zi, aia e, dar țigări normale poate fumezi un pachet pe zi. N-ai văzut că pun cărbune în filtru, la polmul negru, la toate alea, fac găuri în filtre, pun tot felul de artizanate, desfaci țigara, ai bețe, ai filtre, fumezi un pachet pe zi, Câte și ține, să te și ține de la 14-15 ani până la 24 de ani, sunt 10 ani de țigări. Dacă îmi fac acum un, o radiografie la plămâni, am caverne în plămâni, știi? Am dinții galbeni, trebuie să-mi albez dinții, aia mi-au stricat dinții. Pastile de extăzi nu am mai băgat de câțiva ani și nici atunci am băgat o dată la nu știu cât timp, știi? Și țigara de iarbă la fel, o dată pe zi și aia, dar țigările, 20 de țigări pe zi, alea strică dinții. De ce crezi că țigările se vând în disperare și, deși fac rău, există aproape o protecție? Pentru că aduc bani la bugetul de stat. Deci pe nimeni nu interesează că se vând țigări, nici nu mai facem diferența între țigări normale și electronice, că la fel de rău fac Da, din 24 de lei câte un pachet de țigări, 5 lei e pachetul de țigări, restul impozite la stat. Se duc inclusiv la sănătate din pachetul de țigări, în cazul în care cineva face cancer la pulmonar sau ceva, să se trateze din banii pe care tot i-a donat la sănătate cât timp a fumat. E un fel de schemă ponzi, adică nu o să facă toți din prima cancer, dar noi strângem suficient de mulți bani încât cei câțiva care intră direct și pe spital, îi vom rezolva pe ei. Da, dar da. suma după aceea de oameni crește. De oameni bolnavi și oameni cu cancer, din cauza da. că este uh, în permis și este uh, promovat și la liber. Poți să cumperi de oriunde și oricine poate să cumpere țigări oricine poate, am descoperit asta, oricine poate să cumpere țigări, țigări electronice și dacă ești minor, poți să cumperi de pe internet. Corect, toată lumea. Și la magazin îți cumperi la un chioș cu un pachet de țigări normale sau electronice, nu-i pasă nimănui, nu e că a, vine controlul să ne verifice cu am dat țigări. Și când eram copil și aveam 14 ani, ne dădeau țigări. Nu întreba nimeni. Nu, nu întreba nimeni. Nu venea niciun control, nu luau nicio amendă, nu-i păsa nimănui. Se vindeau țigări la bucate. Dacă aveai 3 lei în buzunar, just 3 țigări și aia era. Erau chiar 70 de bani țigările. Puteai să-ți iei 4 țigări de 3 lei. Deci am putea spune că vânzarea de țigări se întâmplă sub ochii autorităților, la liber și oricine cumpără, pentru că e un interes. Sunt bani mulți la mijloc da, și da. lumea închide ochii. Poliția închide ochii, autoritățile în general închid ochii. Intră bani la buget, toată lumea este fericită, mai puțin cei care vor suferi de cancer sau vor muri de cancer și de alte boli. Da, sau o să-și să piardă dinții și nu o să mai poată să mănânce calmea sau li se infectează măselele și nu mai poate să muncească și te să le scoate și să facă rost de bani. Dacă ai un salariu mai mic, să zicem, și te să plătești chirie și mâncare și nu știu ce, nu-ți mai ajungi să dai 400 de lei și pe radiografie și pe extracție și pe nu știu ce alte chestii. Dar să dai 400 de lei pe cox. Știi? Și... Da, acum dacă aș mai avea 14 ani din nou, nu m-aș mai apuca de țigări. Mi se pare stupid acum. Înainte era așa, nu știai cum să-și gestioneze rebeliunea și emoțiile pe care le simțeai. Dacă aș fi vorbit cu un psiholog în perioada aia, poate n-ar fi fost cazul. În școlile din România sunt un singur psiholog la 400 de copii. Și atunci nu e nimeni să-ți ofere suportul emoțional de care ai nevoie și educația emoțională de care ai nevoie. Dacă tu ai fi polițist, șef în poliție, ce ai face și nu zic împotriva consumului de droguri. Ce face în legătură cu consumul de droguri? În legătură cu consumul de droguri, păi... Uh, nu știu exact ce aș face ca polițist. Nu mă interesează foarte ca mult șef. ca șef al poliției. Da. Uh, Uite, Nu șef, consilier. Mâine să zicem că vine un șef deștept din poliție și spune, bă, cine mă învață pe mine cel mai bine? Și, și așa, un psihoterapeut, un medic legist și vrea să ia și pe cineva care a încercat și a trecut prin și consum de droguri și prin penitenciar. Care ar fi sfaturile tale? Ce ai îndemnat tu conducerea poliției să facă? Conducerea poliției, păi, uh... Să aibă milă față de oameni în primul rând, pentru că oamenii care consumă droguri nu sunt neapărat niște infractori și niște parii ai societății și niște oameni care trebuie închiși și trebuie să le distrugi viața. Sunt niște oameni care la rândul lor au o familie, au un loc de muncă, au o carieră, au un viitor și sunt niște oameni ca toți ceilalți. Dacă ai vedea la Mega sau în parc sau în alte lucruri, nu ai crede, nu ai crede despre ei că consumă droguri. Nu sunt tot genul ăla că ai tatuaje pe gât tatuaje pe mâini și ești vopsit în cap. Ești un om total normal, doar că alegi să faci asta în timpul liber sau la petreceri sau în alte lucruri. Și spui că nu ar trebui acești oameni să fie luați și judecați în felul în care sunt judecați acum. Da, da, nu sunt o amenințare pentru societate. Sunt niște oameni care poate au o problemă pentru că dependența de droguri este o problemă și am experimentat lucrul acesta chiar și cu iarba. Dacă aveam niște iarbă în casă, nu puteam să mă abțin să muncesc la corporație și să stau 8 ore fără să fumez cu ăla, ok? La alcool n-am avut niciodată problema asta, nici nu consum alcool, să am 30 de doze de bere în frigider și niște Hennessy și niște Moet și nu că nu pot să mă abțin să nu beau alea, știi? Ok, și sunt niște oameni care au niște de niște probleme, și sunt niște oameni ca toți ceilalți. Au un loc de muncă, pot să se autosustină, nu vând mașina de spălat, să-și să cumpere droguri și după aia spală toate rufele de mână. Ce părere ai despre oamenii care consumă cocaină? Ei sunt un pic diferiți față de cei despre care ai vorbit până acum, nu? Pentru că odată că un gram de cocaină între 400 și 500 de lei. Da. oricine își permite să dea nu știu, nu cine își permite să dea bani ăștia și sunt oameni care de obicei se descurcă mai bine în viață. Poți să fie și copii de bani gata și să fie niște ratați și niște fraiere, asta e partea a doua, dar majoritatea oamenilor care consumă cocaină nu pot să fie, să aibă un job mărunt de la de 2000 de lei pe lună. Sunt oameni care ori sunt corporatiști, fac mii de euro, ori sunt antreprenori, ori sunt artiști, să zicem, sunt în de sus a societății. Cum ți se pare că acționează cocaina asupra lor. Cocaina mi se pare un drog care nu-și merită banii. Este foarte scump, extrem de scump și este stupid pentru că de ce folosești aia ca să ai mai mult tupeu? Care-i scopul de fapt? Pentru că de banii aia puteai să te duci la psiholog să-ți rezolvi problemele emoționale și de anxietate pe care le ai. De banii aia să faci un sport de contact, puteai să te duci la dansuri să trețim să-ți învingi, nu știu, frica de respingere față de femei sau altceva de bani, ea se pot face lucruri de 400 de lei pe un gram de cocaină. Dacă stăm așa să le luăm pe rând, putem să găsim 100 de lucruri mai bune de făcut. Pescuit ce vrei tu, fiecare cu hobby-ul lui. Dar nu ți se pare că ei sunt fix în zona asta de hype și e cool să facem asta pentru că au fost două seriale la televizor și asta face foarte mult rău faptul că se transmite această percepție de mame. Cool să tragi pe nas. Ce e cool să tragi pe nas? Este cool să, este cool să ai ocupații să stăiești viața, nu este cool să tragi pe nas. Poți să faci absolut orice altceva. Poți să postezi poze pe Facebook când faci un sport și toată lumea îți dă like sau poți să postezi când mergi la pescuit sau ai un câine, când îți cumperi un câine de rasă, e foarte drăguț, e foarte frumos decât de bani ea. Se pot găsi o sută de lucruri mai bune de făcut și pentru care să primești validare din partea oamenilor. De banii de 3 grame de cocaină poți să-ți iei un câine foarte frumos și toată lumea să-ți-l complimenteze vai ce câine frumos și pufos ai sau să faci alte, sau să te duci în vacanță sau să faci multe, multe alte lucruri pentru care să primești validare și să fii șmecher. Hai să vorbim în termen de balans între ce-ți dă drogul și ce îți ia. Că trebuie să fie ceva. Nu se poate ca oamenii să se drogheze fără să fie un motiv pentru care cel clar, puțin clar. o perioadă, nu? Da. Care. Cum este? Cum funcționează acest balans la om? Tu, ca om care ai consumat. Ce e bun și după aia, cum vine răul? Povestește tu. Cu ce ai trăit tu? Da, îți dă niște momente de fericire și de euforie și de extaz. Deci, te, te faci să te simți bine o perioadă de timp, dar răul care vine în timp sau vine a doua zi este mult mai mare, cel puțin la pastilele de ecstasy n-am trăit în viața mea o depresie mai mare, nu m-am simțit mai rău de atât, e mai rău decât la mahmurala de la băutură, pentru că acolo te doare capul, te doare stomacul, te duci să faci treaba, acolo la, la ecstasy, nu ai chef să te ridici din pat. Hai să descriem un pic cu cuvintele tale ce înseamnă depresie, pentru că depresie e un cuvânt foarte tehnic, a început să fie preluat în cultura verbală comună, ca să zic așa, ca un mijloc de a sugera o stare rea. Dar descrie tu ce înseamnă de fapt depresie. Pentru tine. Cum, lipsa, cum ai trăit depresia? Lipsa, nu ce este depresia, cum ai trăit tu depresia? O lipsă de motivație și de scop să faci absolut orice. Deci pur și simplu stăteam în pat și nu aveam chef să fac nimic. Nu nu mă duceam să mănânc, să mă spăl, să fac altceva. Mă, mă simțeam foarte deprimat și foarte lipsit de scop și de motivație și de energie și de vlagă și doar așteptam să treacă ziua aceea ca să mă simt mai bine. Pentru că depresia este un mix între și o durere fizică, nu? Și o durere în interiorul Sufletului. Adică nu e atât de. Nu e un cuvânt, am depresie, nu. Ai un cumul de să zic săgeți, așa care te. te nu apasă. mai ai hormoni în creier pentru dragoste și fericire, și fără dragoste și fericire nu poți să mergi mai departe. A fost făcut un, un studiu pe șoareci în care li se scurgeau din creier serotonina și dopamina, acești hormoni pentru fericire și pentru iubire și mureau de foame pentru că nu mai voiau să mănânce nimic. Li se părea absolut inutil să mănânce. Dacă Ceea ce înseamnă mai... că depresia care survine după consum da. chiar e o treabă serioasă. Da, da. Trebuie să te gândești la treaba asta când decizi să iei să te spargi pe droguri. Da, ajungi să te gândești dacă am meritat sau nu alea 3-4 ore de fericire pentru câtă depresie ai a doua zi de la ele. În momentul în care ai ajuns să te întrebi asta, clar n a meritat. Pentru că mie mi se pare că aici este de fapt cheia consumului de droguri sau a um, limitării consumului de droguri. Să explici, și apropo de supradoză, să explici această, de fapt nu-i balans, că dacă ar fi atâta fericire după atâta nefericire, tot ai putea să zici că tanda pe manda, cui pe cui. Nu, dar balansul e de fapt e o lipsă de balans, că e mult mai gravă starea de după nefericirea depresia decât fericirea de moment. Aici mi se pare mie că nu se comunică suficient, că ni se comunică că e cool și că ce bine o să te simți și că o să fii puternic dacă tragi pe nas, dacă fumezi iarbă o să te duci jos și o să fii blău și o să se scurgă viața mai simplu, dar ce vine după aceea, aici e gravitate. Aici mi se pare mie că nu comunică lumea. Dacă tu ar fi să mergi la un... Și la, inclusiv la un festival, că vorbeam de festivaluri, Nu știu. Dacă ar fi să ilustrezi, ce îi scrie pe un panou? Bă, nu luați asta pentru... Cum ai... Dacă ar fi să scrii pe ceva, un îndemn să nu, cum l-ai scrie tu? Uh, viața normală pare mai tristă după droguri. Pentru că drogurile ți se pare atât de mișto, pentru că orice faci după aia în viața normală ți se pare trist. Și să mergi prin parc și să vorbești cu o fată, absolut orice lucruri care te-ai bucura înainte, dacă n-ai avea aceste stimulente puternice, sunt ca și copiii cu dulciurile. Ei vor dulciuri, dulciuri pentru că le stimulează creierul și nu ajung să le placă fructele și legumele. Ce de asta? Există zahăr în banane? Păi am zahăr în ciocolată. Și nu mai ajuns să apreciezi fructele și legumele că tu mănânci dulciuri și ciocolată, așa și cu lucrurile simple din viață, nu mai ajuns să apreciezi lucrurile simple din viață că tragi cox și te oci pe pereți. Dar odată cu, să zic, relaxarea, ușor, ușor, a, și a legislației și a aplicării legislației în termenii de consum, crezi că ar, putea apărea o schimbare la tinerii care iau în ziua de azi considerând că s-a relaxat treaba? Pentru că eu ce constat este, aud, liceenii ăia iau de sărup, de la liceu ăia alalt iau de sărup și ei. Am senzația că nu mai au panică așa de mare. Mm. Cum reglăm treaba asta? Pentru că eu am senzația că la liceni a dispărut oare cu cât timp au nevoie timp de traficul educațiile. nu mai este așa de complicat ca înainte, cred că găsești acum peste tot. Știi expresia, oriunde te duci, vrei cox? E cox peste tot. Ce facem cu liceenii care cred că nu mai este atât de penal să tragi, să iei, pentru că ei de la ai luat ce ai tras? Da, în primul rând facem educație cu drogurile pentru ei, niște, niște oameni care să se simtă aproape de ei, să rezoneze într-un fel și atunci să-i asculte, că dacă vine unul de 70 de ani, eu pe vremea ta nu consumam droguri, pe păi situația ta e că nici n-aveai droguri pe vremea ta, <laughs> știi? și asta în primul rând de educație de la niște oameni care chiar să asculte, după aceea să vină tot așa niște psihologi prietenoși, nu bățoși ca la Agenția Națională la Antidrog, bine, tipa aia care am vorbit cu ea era ok, dar majoritatea nu sunt așa, și să de oferte suportul emoțional de la care au nevoie și să înțeleagă că ei sunt buni așa cum sunt și nu au nevoie să se busteze cu altceva ca să capete încredere în ei și să fie mai buni, pentru că sunt buni așa cum sunt și nu este nimic greșit la ei. Și atunci când o să aibă încredere în ei, nu o să mai aibă nevoie de alte lucruri, o să fie capabil să se simtă bine cu ei înșiși, pentru că sunt mândri și mulțumiți de ei înșiși și atunci nu o să mai trebuiască să apeleze la alte lucruri. Uite o întrebare de baraj. Dacă ar fi să o iei de la capăt, ai mai încercat de dragul de a încerca sau nu ai mai încerca? Ai mai trage, ai mai lua sau nu? Acum în baza experienței. În baza experienței, nu. N-a fost, fost, o idee bună și cu pastile de extrezi și cu etnobotanicele și cu alte lucruri, tot la 100% nu. Dar, dacă ar fi să zici măcar pentru faptul că am învățat ceva, a meritat cât a fost și nu o să mai fac niciodată, adică poți să spui măcar domnule, ar trebui să încerce o dată în viață toată lumea? Care ar fi poziția ta? n-ar trebui neapărat să încerce în viață toată lumea chestiile astea. Sunt alte lucruri de încercat în viață mult mai bune. Sunt oameni care n-au ieșit niciodată din România și nu și-au făcut o vacanță. Sunt oameni care n-au făcut niciodată sport. Cu cât înaintezi în vârstă, ți se pare mai greu. Zicea, la 40 de ani mă apuc de sport, n-am făcut la 20. Știi, ți se pare mai greu să faci niște lucruri normale. Asta ar trebui să le încerce toată lumea. Nu, nu drogurile sau alcoolul sau alte lucruri. Eu cunosc oameni care n-au încercat niciodată chestiile astea și sunt oameni mulțumiți cu viața lor pentru că fac sport sau au alte ocupații pe lângă ele. Dacă ai avea un copil, cum sau când vei avea un copil, ce o să-i. Cum, cum o să rezolvi această ecuație? În primul rând, când ai un copil, violența nu este o soluție și să bați copilul ca a greșit sau să-l pedepsești nu este o soluție pentru că te îndepărtezi foarte mult de el. Și o să înceapă să, să, caute prietenia și iubirea în anturaj și nu în tine ca părinte, o să te vadă ca un dușman, tu la care îl bați și îi confiși telefonul și îl închizi în camera lui și prietenii sunt cei care îl acceptă așa cum sunt și oferă iubirea de care are nevoie. Și părerea anturajului o să fie mult mai importantă decât părerea părinților. Părinții o să fie cei pe care evită asta în primul rând, să nu fie evitat de către copilul tău și în al doilea rând să ai o discuție deschisă cu el despre chestia asta ca despre orice altă, altă chestie să înțeleagă că sunt prezente în realitate, în realitate lucrurile astea și să le evite. Și dacă, da, din cauza anturajului că nu poți să-l controlezi 100%, descoperi că, nu știu, are un joint în rucsacul de la școală, cum ai vorbi cu el? În niciun caz nu-l bați care un joint în rucsacul de la școală și nu-l pedepsești care un joint în rucsacul de la școală. Pentru că nu o să-i pare rău pentru asta, o să-i pare rău doar că a fost prins și o să zic că trebuie să mă ascund mai bine de tata să nu se mai întâmple asta. Deci rezultatul te... bătăiei va fi că va găsi o metodă mai bună să facă asta încât de să un... nu fie prins. Nu că nu e bine ce face. Drumul către iad e pavat cu intenții bune. Toată lumea crede că e o formă de parenting să-ți bați, să bați copiii dar nu este. Nu este o formă de educație sau de parenting. Tu ai o, o intenție bună să-ți duci copilul să nu mai facă chestia asta, dar te duci în iad cu chestia asta. Cu bătaia și cu reproșurile și cu toate lucrurile de genul. Ca artist de stand-up ai putea să-ți faci un performance legat de pușcărie? Da. Profiți de totuși e o situație din viață. Nu trebuie să anulezi tot ce ți s-a întâmplat, nu poți să renești tot ce ți s-a întâmplat. În orice lucru există și o parte pozitivă. Te folosești de faptul că ai făcut pușcărie în performanțele tale de stand-up. Da, le zic oamenilor că am reușit să stau două luni fără Facebook și fără Instagram și lumea aplaudă și după ales le spuneam că n-aveam voie cu telefon pe arestul central. <laughs> și ei reacționează. Da, fără... da, da, ei râd, cred că e o glumă, asta e mai improvizată lumea. <laughs> Eu nu știu exact. Da. Ea e improvizație, și du dar le zici, bă, de fapt eu chiar am făcut pușcării. Le povesteam că a intrat poliția peste mine în casă și mi-au vandalizat casa și mai grav decât atât mi-au deranjat semnul de carte. Asta e, de unde să știe poliția ce înseamnă să citești o carte. Asta au făcut când au intrat peste tine? Ce? Dar și, da și la arest, stăteai la arest și venea, venea garda să facă percheițe în cameră și răsfoiau toate. Aveam un semn de carte, citeam puterea prezentului și mi-au stricat semnul de carte și nu mai știam <gântu -i> unde am rămas și mi <gântu> a să bat nu și fac <gântu -i> plângere la ce Do, puneți în semnul de carte înapoi. <gântu -i> <gântu -i> Asta chiar e bună. Deci dintre toate lucrurile rele care s-a întâmplat lui Vlad, faptul că i-a de deranjat semnul de carte, mi se pare chiar e o poveste foarte drăguță. Da, eu o poveste pentru divertisment. La stand-up te să înțelegi că lumea vine pentru divertisment. Am mai fost la podcast unde am vorbit despre pușcărie, dar n-am vorbit într-un mod serios cum vorbesc cu tine, pentru că era vorba despre divertisment, știi? Nu, n-am întâlnit astăzi pentru că tu da, mi-ai scris da. și ai spus, domnule, nu sunt de acord cu ce s-a claro. povestit în podcastul uh, anterior legat de sistemul penitenciar și am purtat această discuție cu tine și am Sigur că zis, da. vin o să vorbim, adică mă interesează da. orice punct de vedere uh, și oricine altcineva ne urmărește și a trecut prin experiențe nu atât asemănătoare, ci de alt tip să ne scrie, să ne contacteze, să ne... Zi tu, babă, ce trebuie să ne fac? Pe Facebook, pe în comentarii, mesaje, să ne dea contacte. Îi așteptăm, discutăm, pentru că, până la urmă, așa iese adevărul și așa cred că putem ajunge mai ușor la metoda cea mai bună de a educa tinerii, poate și prin cineva care putem spune, nu știu, societatea zice că tu ai greșit, tu zici chiar și tu că ai greșit. sau Da, puțin. Da. Ai făcut o alegere proastă, nu neapărat că ai greșit, dar ai făcut o alegere proastă. Vă așteptăm aici pentru că acesta e scopul podcastului la Mental Tetelu, să înțelegem ce se întâmplă, că nu toți trecem prin aceleași experiențe. Că dacă am trece toți fix prin aceleași experiențe, n-ar avea nicio valoare discuția că am știut toți despre ce e vorba. Tu ești aici pentru că ai o experiență și. Cred că poți profita foarte bine de ea în partea asta de umor pe care uh, o dezvolți. Cred că e interesant la început că lumea poate nu te crede, dar pe măsură ce devini din ce în ce mai cunoscut, ai putea să folosești asta ca... Și dacă aș fi la, nu știu, poliție sau ANA, Agenția Națională Antidrog, eu te-aș te chema să vorbesc cu tine, măcar să te ascult punctul de vedere, că ai un punct de vedere... Care e foarte valabil. Mi așa mi se da. pare. Adică tot ce mai povestit are o logică personală. Adevărul. da, e subiectiv, dar lucrurile pe care. -i... Chiar nu toate subiective. lucrurile sunt, sub, sunt subiective, nu toate lucrurile. Ce am contestat eu la podcastul trecut cu condițiile decente de a, arest ale deținuților, cine vrea să probeze cine are dreptate, mergeți la secția 15, pe Bercen scrieți pe Google secția 15 și le spuneți, vrem să vedem și noi sub subsolul Crap pop, unde sunt arestați deținuții. Vedeți dacă oamenii au lumină sau stau toată ziua pe neon. Dacă au spațiu în cameră sau nu au spațiu în cameră. Dacă dacă au baie sau n-au -au baie, adică dacă au pereți la baie sau e doar o gaură în pământ și o perdea și e baia fix lângă patul unde dorm. Dacă vede toată lumea la televizor ca să vedeți de ce se pierd milioane de euro în procesele de la CEDO uh, ale României cu deținuții. În fiecare an se pierd milioane de euro care se puteau folosi pentru orfelinate, pentru spitale, pentru autostăzi, pentru mai știu eu ce. Dar le pierdem în procesele cu deținuții pentru aceste lucruri. Cine vrea să cine vrea să verifice cine are de toate poate să se ducă oricând la secția 15 mergeți și la magazin la penitenciarul Rahova întrebați cât costă acolo, întrebați și deținuții cât costă o cartelă pentru telefonul, pentru telefonul de penitenciar pentru 60 de minute cine vrea să verifice dacă spun adevărul sau nu sau e doar o chestie subiectivă, că așa mi se pare mie că costa 60 de lei Ce muncești în acest moment? În vânzări la Vodafone ok, fac call center sunt oamenii, le propun vânzări și fac stand-up și vreau să-mi fac un proiect pe YouTube în care să le explic oamenilor despre droguri și lege și să nu, să nu aibă impresii greșite, să înțeleagă despre ce e vorba. Cum se va numi proiectul tău? Ai un nume? Te-ai gândit deja sau ești în lucru? Sunt în, sunt în lucru cu el, așteptam să văd dacă sunt condamnat la închisoare sau nu pentru jumătate de gram de iarbă. A, practic, astăzi, în direct la acest podcast, ai aflat răspunsul că poți continua da, munca da. de explicare, să zic, a ceea ce ai trăit tu în cadrul podcastului tău sau da, uh, da, o... lui pe care să-l faci. Eu, practic, uh, am avut un mini eveniment în acest da, podcast, nu? Da. Deci, ai aflat că ești liber să faci uh, uh, ce-ți doreai. Fix în acest podcast. Deci te poți gândi la nume. Nu te gândi la nume Cred pentru că... Cred că o să că... se numească High Life, dar s-ar putea să mai am variante pentru nume. Și dacă mă întreabă cineva cât costă amenda penală pentru jumătate de gram de iarbă, 7500 de lei. O să-mi fac un Patreon să-mi doneze lumea ca să am de unde să îmi plătesc amenda penală. <laughs> Aceasta e amenda pe care ai primit-o? Da, da. E mare sau e mică după tine? Pentru jumătate de gram de iarbă ai nebunit. <laughs> da, da. Ești... Puteai să te duci în partea dinapoi a da. da, nu o să vezi nicăieri în Europa să primești 1000 și ceva de euro amendă pentru jumătate de gram de iarbă nici în Franța sau în țări mai dezvoltate financiar Practic e 1000... 1500 da, 1500, 1500, dacă 1000 de euro e 5000 de lei, 7500 e 1500 de euro da. Deci da. e mult da. pentru jumătate de gram de iarbă Clar, clar Cât, ar, cât ar trebui să fie după tine? Amenda pentru așa da, ceva? Adică... Trebuie să fie ceva, zici tu. 2000 de lei. De trei ori mai puțin. De ce crezi că sunt amenziile așa? Crezi că dacă ar fi mai mici, legitorii presupun că lumea ar fi mai relaxată și ar consuma mai multe droguri? Nu, se cheltuie foarte multe resurse ca să captureze jumătate de gram de iarbă, mai ales că s-a trimis în judecată și la tribunal și la curtea de apel și peste tot și s-au cheltuit foarte multe resurse din, banul, din banii statului pentru toată, tot procesul de judecată și toată tărășenia asta. Deci, pentru a... jumătate de gram s-a consumat foarte mulți bani pentru care pedapsa, amenda trebuie să fie mare da. ca să se recupereze la buget o parte, bănuiesc că nici măcar nu e tot, nu? Ce anume? Din cheltuiala legată de procesul tău. Da, să stea, să stea judecătorul să-i vină, să vină o grămadă de cazuri de alea pe care trebuie să le judece jumătate de gram, jumătate de gram, jumătate de gram. Toți oamenii, când a fost eu în sală la, la, tribunal și la curtea de apel, toți oamenii dinaintea mea erau pe droguri, erau pe droguri, adică erau judecați pe droguri, nu erau pe droguri efectiv da. acolo și uh, parchetul a cerut închisoare pentru toată lumea. Deci au fost trei oameni înaintea mea pentru toată lumea. Închisoare, închisoare, închisoare la toți. Și crezi că ar trebui să ceară amendă? Da. Păi parchetul nu voia nici 7500 de lei, voia să mă duc la închisoare. Nu erau de acord cu asta. Dar acolo nu crezi că sunt psihologi care ar înțelege asta? Adică pare că e destul de simplu de înțeles. Mai ales dacă ai și o experiență. Sistemul penitenciar nu te... Asta ne-a zis-o chiar și domnul Dorobanț. Nu te scoate curat, alb, gata, te-ai întors floricică în societate. Nu te întorci neapărat. Tocmai ar fi mai bine să nu meargă lumea atât de mult în pușcărie. Clar, că clar. Pușcăria, să nu crezi că mă revolt. Trebuia să mă duc în arest dacă cât să iau 7500 de lei amendă. niciun caz. Plătesc amenda. Îți dai seama. Dar e greșit ca oamenii să fie trimiși la pușcărie. De ce da. sunt în continuare trimiși oameni la pușcărie? Pentru că legea permite asta. Sau favorizează asta? Permite asta. Pentru că sunt psihologi chiar bănuiesc că și la DICOD și la toate instituțiile de... Care trimit oamenii... Judecată. Judecătorul judecă după lege. El nu poate să dea o pedepsă cu amenda penală dacă nu prevede legea. Eu mă refer la, la închetatori care propun pedepsele. Da. De deci, ce închetatorii nu propun pedepse mai mici? Sau să înțeleagă că nu trebuie să meargă lumea la pușcărie. Atât de mult. Că pare că din ce povestiți nu te vindeci la pușcărie. Mai rău clar, te faci. Clar. Pentru că nu-i interesează, contează doar să se vadă că și-au făcut treaba și-au trimis oameni la pușcărie și nici nu au un grad foarte mare de umanitate. Mie nu mi se pare că există umanitate la D.I.C.O.T. Ți se pare că sunt niște roboți care sunt puși doar pe... Da, trimis, pot, pot, să, pot să te nenorocească pe viață și pot să te distrugă și e un fel de animal sângeros care simte miros de sânge și vine și te omoară care chini. Fix asta i-au simțit jumătate de gram în termenul de încercare, putem să-i dăm o grămadă de pușcărie, hai să o facem. Dacă legea ne permite și nu e să o facem asta, de ce să nu o facem? Cum ar trebui judecat arestul la domiciliu? Arestul Ai la trecut domiciliu. Am prin. Da, asta? da, am fost la arestul la domiciliu. Hai să ne povestești un pic cum e cu arestul la domiciliu și dacă este o soluție mai bună. Arestul la domiciliu se poate doar în faza de urmărire penală, adică doar când te judeci și nu ai fost condamnat definitiv. În momentul în care ești condamnat definitiv, nu există arest la domiciliu. Arestul la domiciliu în România este unul foarte rudimentar în momentul de față. Statul nu are bani pentru brățări, sisteme GPS și așa mai departe. Vine poliția și te verifică o dată pe zi și tu poți să le semnezi că, ai, că ești, că ești acasă și că n-ai fugit din țară. Dacă tu te duci la țigări când nu te prinde poliția, treaba ta. Nu ca și încuraja pe cineva să-și părăsească locuința. Cel mai greu lucru la restul la domiciliu este să duci gunoiul, pentru că nu ai voie să ieși din casă ca să duci gunoiul. Asta chiar e o problemă. Da, da. Nu ai voie să ieși pe ușă. Și dacă trăiești, eu am avut noroc că trăiam în București la restul la domiciliu, pentru că în București uh, îți, îți, vin lucrurile acasă, îți cumperi de la un magazin, de la alt magazin, vine cineva, ți le aduce acasă de la magazinul respectiv. Poate oamenii în provincie nu au serviciile astea de livrare în rădăuți, în reșița, să-ți lase la ușă sacoșile cu mâncare. Și atunci sunt la modul de unde mi iau eu mâncare dacă sunt arestat la domiciliu. Și aia sunt la modul, nu știu, vei să te întoși la arest să-ți dăm mâncarea de la arest dacă nu poți să-ți faci rost la domiciliu? Ce le -ai spune tu compozitorilor și creatorilor de versuri de muzică? Ce ar trebui să facă ei după tine legat de acest subiect? Să le explice copiilor că sunt doar niște versuri și că nu e nimic cool în asta, adică că e doar o formă de divertisment. Și să nu mai propage ideea că e bine să-i droguri? Da, sau să explice că e doar o glumă și o formă de divertisment. Pe mine dacă mă întreb, dacă ce vorbesc eu la stand-up... Uh, sunt glume sau nu sunt glume, eu spun, eu fac stand-up comedy, 100% sunt glume, dar la ei e foarte mult fake și nu doar pe partea asta de droguri, pe orice, au haine închiriate și împrumutate și spun că sunt ale lor și le iau de la capo sau de la altcineva, i-a făcut cineva poză lua bi talent înainte să facă sute de milioane de view-uri când mergea cu trenul cu clasa a, a doua. Nici deci, măcar nu era la clasa întâi. Deci o parte între artiști fake ceea ce ar trebui să spună de fapt. Da. Orice, și situația financiară, și partea cu drogurile, orice. Crezi că o parte dintre puștanii de în ziua de astăzi care se sparg, se sparg și datorită versurilor? Da, da, că li se că pare au... șmecher. Dacă stai în continuu în cască cu chestia asta, bag boabă, aștept să mă spargă, bag timbru, fumez joint jointul până la fil, cu toate astea în cap și nu înțelegi că e o glumă și e un hype și e o formă de divertisment, nu... Uh îndeamnă nimeni pe nimeni la așa ceva, la un moment dat ajungi să crezi chestiile astea dacă nu înțelegi că e doar de amorul artei așa ceva. E de dragul versificației, zici. Da, adică da, să nu o ia în serios, nu trebuie să bagi o babă acum pentru că ai ascultat versul ăsta. Da. Deci ești pentru libertatea de exprimare și interzicerea cenzurii, să nu, nu, poți să interzici cântărețului X să cânte despre asta. Da, sau să dar facă ar trebui, glume despre asta. Dar ar trebui ca cei care ascultă să înțeleagă că e de fapt o poveste, e o fantezie un da, science fiction Da, da, o nu trebuie să bagi o boabă acum pentru că asculti Clar, e, ca, e ca aia cu filmele porno că au zis a, a actorii la filmele porno că majoritatea pozițiilor alea sunt incomode ei nu le fac acasă pozițiile alea sunt doar ca să se vadă mai bine pe ecran dar sunt incomode sau ei doar pentru că fac sex fără prezervative în filmele porno nu înseamnă că fac în viața reală. Oamenii sunt testați înainte în filmele porno dacă au boli sau nu. În viața reală se poartă prezervativ și lumea trebuie să înțeleagă că e doar un film de amorul artei, nu e, nu e viața reală acolo. Și la fel și ca în filme, la fel și în muzică și în stand-up, nu e viața reală acolo. Adică Rocco Sifredi când face dragoste cu nevasta lui, face altfel decât în filmele porno. Da, a întrebat-o cineva pe Nelly Kent dacă vrea să facă sex sau ceva și spunea că să îi arate mai întâi analizele. Și Snoop Dogg a făcut undeva în anii 2000 o compilație de filme porno cu artiștii lui negri și toți negrii aia purtau prezervative. Cred că se numea Doggy Style sau ceva, compilația respectivă și toți negrii cu pula mare portau prezervative în filmele la porno. Ce crezi despre, uite, chiar ai deschis o uh, cutie așa cu artiști care sunt în această zonă. Wiz Khalifa, Snoop Dogg, fumează non-stop, au propriile colecții de iarbă. Da. Care este, să zic, importanța prezenței jointului la ei în cântece? Uh, importanța, se pare că sunt șmecheri că fac asta. E un hype general la ei. În state sunt și alte legi, sunt legi mult mai blânde. Nu putem să comparăm SUA cu România. Eu de, de ce compar SUA cu Grecia, cu... Nu, de ce compar România cu Grecia, cu Germania, cu Italia, cu țări de astea? Pentru că suntem avem cea mai proastă legislație din Europa. Nu putem să o comparăm cu Spania sau cu Olanda sau cu SUA. Nu poți să faci niciun caz în România ce faci în SUA de e o comparație mai bună. În Germania nu poți să cumperi iarbă cum cumperi în Sua, în California, în Washington, în Colorado, în nu știu ce să-ți faci fermata de iarbă. Dar sunt pedepse mult mai blânde și nu-i pasă nimănui că ai fost prins cu jumătate de gram chiar dacă e în stare de recidivă sau nu e în stare de recidivă românii și cei cu legalizăm.ro și alții se duc în niște extreme și ne compară cu SUA și cu Spania și cu Olanda și noi suntem nici măcar la nivelul de Grecia sau Polonia sau Ungaria sau Austria și ne duc să ne comparăm cu oamenii din celălalt spectru. Cum ți se pare politica Americii în legătură cu drogurile? Că noi toți spunem americanii, proști sunt, dar ei sunt cei mai deschiși de fapt de pe glob. Canada, da, America... Așa e, sunt, sunt cele Ce crezi tu că induce această libertate? Se apucă lumea să se drogează de să rupe în America? sau? Nu se drogează, de se rupe. Americanii fac mulți bani și canadienii și au dat seama că mai bine fac bani din iarbă. Atenție că nu e legal coxul sau alte lucruri în sau heroina sau chestii de genul. Dar că fac mulți bani din iarbă și că oamenii care fumează iarbă nu sunt neapărat niște oameni răi. Și au o experiență <coughs> mult mai mare, asta contează. Știi că ți-am spus oameni din anii 70 de la UTSTOC și oamenii din 80 cu coxul și ei acum au 50-60 de ani. În comunism nu avea nimeni nimic. Nu înțeleg oamenii care acum au 40-50 de ani și au prins comunismul, atunci nu înțeleg chestiile astea. Un om de 60 de ani din state, dacă îl întrebi de LSD, de cox de alea, îți spune dabea de iarbă la modul când fumam eu iarbă în 73, nu știați voi ce e aia. Deci putem e? spune clar că experiența Americii da, e mult mai este mare. Vastă da. și nu întâmplător e lumea mai deschisă la cap. Ei au trecut prin lucrurile acestea și tocmai pentru că au trecut știu cum să le gestioneze, știu probabil că știu să-ți explice când îți vând un priculeț la magazinul respectiv, bă, ești sigur că vrei asta, pentru că dacă vrei asta, să știi că după aceea, probabil că aici este cheia. Corect, și în Spania la fel. Ei aveau probleme în Spania cu drogurile în Ibița, în anii 70-80. Au avut o perioadă foarte strictă nu se mai ducea nimeni în cluburi în Ibița, toată lumea se ducea la peteceri private în case sau pe iachturi unde nu avea acces poliția și oamenii nu mai aveau de muncă, nu mai aveau barmanii de muncă, chelnerii și toți aia și pe lângă faptul că lumea încă se droga și poliția nu mai avea acces atât de ușor ca într-un spațiu adesat publicului, Ok, nu mai avea lumea locuri de muncă și au zis nici chiar așa și să facem metode de prevenție pentru lucrurile astea. Ce atunci au zis, ia, yeah. Mai liberalizăm un pic ca să se întoarcă lumea în cluburi, că altfel da. devine o chestie închisă, nu avem acces și nu știm consecințele. Da. Așa măcar îi putem controla. Da, asta era. Adică liberalizarea are și un alt rol. Putem controla mai ușor. E mai la vedere. Pentru că oamenii sunt... Au nu sunt de lucruri a... contrafăcute, există protecția consumatorului și pentru consumatorul de droguri și ai... Dai un control mai mare și există o educație mai bună și poți să testezi drogurile să nu fie îndoite. Dacă nu ți-e frică de poliție că îți confiscă drogurile și îți fac dosar penal, că de ce ai în primul rând droguri la tine? Îmi și închipu eu pe ce unde suni, băi, mi-au băgat... Da, mi-au băgat heroină în ecstasy, ce fac acum. Cred, în cox și nu e deloc... Da. Uite, la, la iarbă, de exemplu, ce-ți povesteam eu... La iarbă ai opțiunea de amendă penală, ai între 3 luni și 2 ani de pârnaie sau amenda penală. Și asta e bine că dacă mai ai uh, belele în spate, poți să scapi și fără să te duci la pârnaie. Dar la alte lucruri, la drogurile de mare risc, la ecstasy, la cox, la speed, la absolut orice altceva, la LSD, la ciuperci, ai între 6 luni și 3 ani pușcărie, fără opțiunea cu sau amenda penală. Dacă cineva este oprit cu mașina de către poliție și are la el pastile de ecstasy, omul își dă seama, bă, dacă mă, dacă mă prind ăștia că le dețin, mă duc la pârnaie și preferă să le înghită, să facă supradoză, consumul nu este interzis, este interzisă deținerea pentru consum propriu și ai de ales, înghiți pastilele și faci supradoză și te duci la spital sau nu le înghiți și te controlează ăștia, văd că ai cazier, văd că ai probleme și te duci la pârnaie. Și de să te duci la pârnaie, majoritatea oamenilor aleg să înghită tot ce au la ei, absolut tot. Mă bucur că nu te-ai întors la pușcărie. Da. Mă bucur că o să te apuci de proiectul tău. Da. Legat de comunicarea în ceea ce privește drogurile, o să-i dai un nume. Da. O să high fi life, de piață. Să high life, de ce nu? După ce plătesc amenda penală de 7500 de lei, o să mă gândesc <laughs> și să îmi închiriez un studio sau să am pe cineva la editare, sper să nu fie atât de scump ca amenda penală, de ce nu? Îți mulțumesc că ne-ai povestit experiența ta cu maximă sinceritate. Cred că e bună experiența ta pentru cei care intră în contact și cu drogurile, și eventual chiar cu pușcăria. Da. Uh, rapid, un sfat pentru cei care, din nefericire, cum se zice, vor pica pe pușcăria, cum se zice. Rapid, câteva sfaturi. Dacă pici pe pușcărie, ok păstrează o relație bună cu părinții, nu juca jocuri de noroc, du-te la muncă, du-te la activități, fă sport, nu te certa cu lumea, nu te băga în seamă cu lumea și cam atât. Ce înseamnă nu te băga în seamă cu lumea? Adică dacă îi vezi pe alții că joacă jocuri de noroc, vreau și eu să mă joc sau dacă îi vezi pe unii că au clanul lor, vreau și eu să mă bag în gașca voastră de prieteni sau că prietenul tău se bate cu nu știu cine, dar e prietenul meu, mă duc și eu cu el să-l bată pe nu știu cine. Să nu, să nu ai treabă cu oamenii, te duci la muncă, te duci la activități, faci cu totul altceva și să ai răbdare că o să fie foarte bine pentru că pușcăria trece foarte greu. Da îți faci pedeapsa foarte greu, mai ales dacă n-ai loc de muncă sau n-ai activități și ți se pare că nu o să se mai termine niciodată, dar o să se termine la final, pentru mine s-a terminat. Câteva lucruri pentru tinerii care vor merge la festivaluri vara asta? La festivaluri? Legat de droguri. Da, legat de droguri nu e șmecher dacă consum mult, la fel cum nici la băutură nu e șmecher. Dacă să zici că ai băgat 5 pastile de ecstasy și 7 grame de speed și alte lucruri, nu e șmecher dacă consumi mult. Câteva sfaturi pentru tineri legate de relații? De relațiile ok? Cu sexul opus. Da. Sau cu sexul care și-l doresc. <laughs> Dacă promovăm <laughs> și așa ceva în podcast. Um, problemele pe care le ai în relații se rezolvă ori la psiholog, ori înfruntându ți pe care le ai cu sexul opus. În niciun caz că bei ceva să-ți faci curaj să inviți pe fata aia la dans sau să nu-ți fie frică de respingere că tragi o linie sau bagi o pastilă. Nu așa se rezolvă problemele emoționale. Când te duci data următoare la club, tot nu o să ai încredere în tine și o să apelezi la aceleași lucruri, pentru că pui mai mult încredere în whisky, în vodka, în pastile, decât pui în tine că ești un om ok și meriți să fii iubit pentru asta. Iar cei care se sparg nu pleacă cu fata acasă. Da, Asta e o concluzie pe care o tragem dacă ne uităm în jur. Da, mai ales dacă se sparg prea mult, ca la băutură de penibil la un moment dat când bei prea mult și nu e ok fata aia cu tine. Nu o să fii deloc atrăgător. Da, mai mult o să teamă de tine decât o să fii atrăgător. Mulțumesc, mă bucur că ai primit doar, doar această sancțiune și nu te-ai întors la... Și eu sunt mulțumesc. Acolo să-ți faci proiectul Urmați dacă vreți sfaturile lui Vlad, nu le urmați dacă vreți să trăiți pe pielea voastră ceea ce a povestit Vlad. Urmăriți-ne în continuare, avem Patreon, o să aibă și Vlad. Mergeți la Patreon, intrați pe Patreon, Patreon, ajutați tot ce înseamnă genul ăsta de comunicare care este independentă, pe care nu o puteți vedea în altă parte. Suntem aici ca să spunem adevăruri. Dar este nevoie să fim mai mulți și să nu depindem de absolut nimeni. Happy Fish, Patreon și Vlad. Vlad Bills, mă găsiți și pe Instagram. Vlad Bills, mă cheamă la fel ca în buletin, ca în certificatul de naștere peste tot Vlad Bills. Se scrie într-un fel. b el t z 6 litere, patru sunete. Mulțumim!